Salutare, dragilor! Ne cerem scuze, avem câteva minute de întârziere, 7 minute, am avut ceva probleme tehnice. Sunt aici în seara asta cu Irina Migali. Irina, bine ai venit în seara asta! Bine v-am găsit! Și o să vorbim despre uleiurile esențiale. La sfârșit o să luăm și întrebările voastre. Dacă aveți întrebări, orice legat de uleiuri esențiale, vă rog, puneți-le în comentarii și noi o să vă răspundem. Eu am intrat în lumea asta a uleiurilor esențiale în urmă cu 14 ani, pentru că atunci a fost momentul când am început un stil de viață sănătos și mi-aduc aminte că cochetam cu ideea de a merge la Institutul Hipocrates și mă uitam acolo, aveau câteva cerințe ei ca să ajungi la Institutul Hipocrates și să stai în campus pentru 21 de zile și scria că e interzis cu parfumuri, cu haine de plastic, de poliester, dar scria interzis cu parfumuri, n-ai voie să intri în campus. Și am zis, măi, dar eu am din alea originale, din alea scumpe, eu nu am din astea la alte, eu cred că nu despre asta vorbește. Și atunci am început pentru prima dată să investighez așa mai multe despre parfumuri și mi-am dat seama cât de chimice sunt și câte probleme hormonale au și femeii și bărbații, pentru că reduc și calitatea spermei atunci când o femeie vrea să rămână însărcinată. Eu din start le zic, oricum eu le interzic din start, atunci când încep să lucreze cu mine le interzic să mai folosească parfumurile. Mi-aduc aminte un prieten de-al meu din America care nici măcar nu te îmbrățișa dacă erai dat cu parfum, dar minte, nu te ducea nicăieri cu mașina, deci nu urcai la el mașină dacă erai dat cu parfum, nici nu te îmbrățișa, spunea, nu, că eu am alergie la parfum și îmi pare rău, nu pot să te îmbrățișez. Cam n-am ajuns la nivelul ăla, dar sinceră să fiu, simt o repulsie față de parfumul, simt mirosul ăla sintetic, mirosul chimic și îmi dau seama că parfumurile, dragilor, nu ne afectează doar pe noi, pe cei care le folosim, ci și pe ceilalți. Nu știu dacă ați stat vreodată lângă un coleg, poate la serviciu, care folosea parfumuri, poate a simțit amețeli, dureri de cap, tot felul de stări din astea, de greață, foarte multe alergii, cancer. Oamenii se pot îmbolnăvi de la parfumuri și mai ales probleme hormonale, și mă refer și la femei și la bărbați. Deci există altă cale și calea este a uleiurilor esențiale. Și în urmă cu vreo 14 ani am început să fac curățenie în sertarul meu cu parfumuri, aveam vreo 30 pe vremea aia. Am început să le dau până n-am mai rămas cu nimic, nu mai suport absolut deloc. Credeți-mă că mi-e groază când chem un Uber și când mă urc în Uber, pentru că și ei folosesc tot felul de aromatizatoare din acelea și nu suport, abia aștept să ajung la destinație. În general plec cu mașina mea tocmai din cauza asta, pentru că mirosurile pe care le folosesc ei mașina sunt atât de puternice și mi se face rău. Și încă mai am de lucru cu soțul meu, el, deci e interzis să folosească parfum în casă, îi zic așa, dacă vrei să te otrăvești, otrăvește-te tu, du-te afară, ia-l cu tine, ia-ți-l în mașină, unde vrei tu, dar în casă nu te dai. Are noroc că noi avem o terasă și a pus o cutiuță în perete, da? Are în perete o cutiuță, îmi deține parfumurile și câteodată foarte rar mai folosește și înainte să plece să dă cu parfumul, dar în casă e interzis. Dacă folosește parfum în casă, i-am luat parfumul și le-am confiscat, nu știe, vreo 5-6 parfumuri sunt confiscate, crede că le-am aruncat la gunoi, le-am confiscat, dar nu știu ce o să fac cu ele. Mi-e milă și să le arunc la gunoi, dar nici le voi da. Deci de fiecare dată când se folosește parfumul în casă, se confiscă. Cred că de vreun an de zile n-am mai folosit în casă parfum. Și folosim de 14 ani uleiuri esențiale. La început am început cu cele ieftine, pentru că nu dădeam eu așa bani pe alea scumpe. Eu îmi luam din alea de 80 lei, că nu e nicio diferență între ele. Și după aceea am trecut la niște uleiuri mai bune și apoi Irina a fost cea care m-a introdus în lumea uleiurilor esențiale de la doTERRA. Și de atunci aici sunt și le folosesc în fiecare zi. Vreau să o las pe Irina să vă zică mai multe și apoi o să-i punem tot felul de întrebări Irinei.
Irina, zine tot ce știi tu despre uleiuri esențiale, de când te ocupi. Știu că lucrezi cu foarte mulți oameni și a ajuns foarte mulți oameni pe partea asta de uleiuri esențiale. Bună seara, în primul rând, îți mulțumesc, Atena, pentru invitație și, da, și noi ne știm, cred că, de tot de vreo 14 ani, deci cam așa, deci ne-am întâlnit la un curs de dezvoltare personală, pentru că noi de atunci eram așa pe calea asta dezvoltării personale. Și Atena de atunci ne povestea de hrană sănătoasă, știu că în pauză ne făcea așa capul, veni să vă spun ce mâncare, cum să schimbați alimentația, multe informații, cât de pe atunci ne încerca să ne introducă în această lume și noi am ținut legătura de-a lungul timpului și într-o perioadă în care eu personal nu eram foarte bine, copilul meu avea probleme de sănătate, datorită faptului că am făcut multe greșeli, ca orice mamă disperată să știe copilul bine, eu am făcut niște greșeli care au afectat sănătatea. Greșeli de genul că am fost la doctor și m-am lăsat pe mâna lor și nu m-am bazat pe instinctul meu de mamă și ce spunea mie sufletul și am ajuns din nou la Atena, disperată că nu știam cum să rezolv problema și am început împreună cu ea să schimb alimentația copilului, să introduc niște alimente sănătoase care ulterior l-au ajutat foarte mult. Cum am ajuns la uleiurile esențiale? Păi acum 5 ani am început să le folosesc, prima oară doar pentru mine, pentru că vreau tot așa să schimb tot ce e nesănătos în casa noastră. Îndemnată tot de prietena mea, Atena, care îmi tot spunea, schimbă și aia, mai schimbă și aia, mai schimbă și aia și am făcut multe schimbări atunci, inclusiv cu apă, am introdus sucurile, în fine. Emoțional eram la pământ, pentru că eu locuiesc în Germania de aproape 8 ani și bineînțeles că am lăsat totul în România și am luat-o de la capăt în Germania. Nu aveam prieteni, nu aveam familie aici, nu cunoșteam limba și am picat într-un soi de depresie care mi-a afectat și relația cu soțul și relația cu copilul și multe alte situații care, da. Și am zis, hai să le încerc pentru cu mine, deci să le probez cu mine și cu familia mea și vedem dacă sunt ok, o să le recomand și celorlalți. Și așa am început această cale minunată, pot să spun. Eu am pregătit o prezentare și vreau să începem întâi cu niște mituri care se tot vehiculează așa prin că sunt la modă. De fapt, nu sunt la modă și o să vedeți și de ce. O să îmi deschid prezentarea imediat. Puțină răbdare. Sper să nu avem. Așa. Numai puțin. Da. Numai puțin, numai puțin. Ce vroiam să vă zic este că uleiurile esențiale sunt natură și parfumul înseamnă sintetic. Asta e diferența dintre cele două. Numai puțin. Că mi s-a deschis aici pagina și nu prea am dat seama Se vede Irina, să știi. Da, dar nu vreau să vad așa. Ok. Nu știu cum am făcut. Ce vreau să vă spun până găsește Irina este că vreau să fiți atenți și la anumite produse pe care voi le cumpărați, produse, nu știu, creme, creme, geluri de duș, unde scrie parfum. Deci dacă scrie parfum, să știți că nu este un singur ingredient, sunt mai multe ingrediente. Deci orice produs pe care îl cumpărați, să nu scrie parfum, da? Deci aici este o mare, mare păcăleală. Da? Numai puțin că nu reușesc o chestie, deci, dar imediat nu știu ce se întâmplă cu partea asta de. Eu văd Irina, prima pagină. Da, dar nu vreau așa. Da, în fine. Lasă-o Bun. așa, Irina.
Da, vreau să vă spun că nu este o găselniță de-a noastră faptul că noi folosim uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale sunt de sute și mii de ani. Au fost descoperite încă pe vremea înainte de Hristos. Deci primele descoperiri au fost în Grecia și în Egipt. Eu aveam niște notițe, pentru că vreau să vă citesc ceva, de asta nu reușesc. Acum, te rog frumos, Atena, ajută-mă cu partea asta tehnică, că nu știu ce am făcut și nu e bine ce am făcut. Și de asta vreau Cum să să. te ajut, Irina? Ce aș putea să fac eu? Nu reușesc să închid pârnia aia pe care mi-ai pus-o să deschid, deci nu vreau așa. Păi, nu știu ce aș putea să fac eu, Irina. Ia să vedem. Hai să-ți pun eu niște întrebări, dacă vrei, să începe cu întrebările. Vrei? Da, uite, nu reușesc. Acum s-a deschis și nu mai văd ecranul. Ok. Eu am văzut foarte bine, să știi. Deci eu văd ecranul. Irina, o să spun niște întrebări sau vrei să încep cu prezentarea? Vreau să încep cu prezentarea, dar acum. Ok. Deci nu știu ce se întâmplă. Acum nu mai vrea deloc. Dragilor, iertați-ne o secundă. Uite, Francesca spune că și ea nu mai folosește parfum de 2 ani, doar uleiuri de la doTERRA. Paula spune așa. Bine ne-am regăsit. Eu nu știu dacă putem folosi mai multe uleiuri în același timp. Nu e prea mult? De exemplu, folosesc acum Deep Blue pentru o problemă la umăr. Am folosit azi ca parfum Magnolia și aș vrea să pun și puțină mentă pentru revigorare, însă m-am oprit la primele două. Aș mai întreba dacă oregano pot da direct pe piele pentru aluniță. Eu simt orice ulei într-un mod instant în gură, de aceea nu vreau să exagerez. Mersi frumos! Cum se vede Atena acum? Se vede și se văd și slide-urile în partea stângă, ți-au dispărut. A, deci se vede bine? Eu văd Bun, bine. perfect, gata. Îmi cer scuze cu. Hai că imediat răspundem și la toate întrebările, da? Deci cum eram la prezentare și vreau să încep cu prezentarea pentru că sunt mai multe detalii tehnice aici pe care vreau să le punctez, după care venim cu întrebările, Întrebările. răspunsurile la întrebări. Bun. Da, cum spuneam, sunt multe persoane care cred că uleiurile esențiale sunt doar o modă. Au apărut acum câțiva ani și vor dispărea. Dar nu este deloc așa. Uleiurile esențiale sau uleiurile aromatice, cum au fost numite cândva, au fost folosite de multe culturi din întreaga lume, timp de secole. Și utilizarea uleiurilor aromatice a fost înregistrată prima dată în Grecia, în Egipt și China. Asta a fost înainte de Hristos, deci practic el a apărut înainte de Hristos. Medicina tradițională indiană are istorie de 3000 de ani în care a încorporat uleiurile esențiale în poțiile lor vindecătoare. Literatura vedică listează peste 700 de substanțe, inclusiv scoțișoară, ghimbir, mir și lemn de santal, ca fiind eficiente pentru vindecare. Deci vedeți că, practic, în antichitate, ei foloseau aceste uleiuri esențiale în vindecare. Noi, practic, acum ne este teamă să spunem că uleiurile susține corpul în procesul de vindecare, pentru că, na, toată lumea se Mie teme nu de. e teamă să spun, să știi, eu spun. Nu, se tem de ceva natural, dar de ceea ce este chimic, într-adevăr, care nu chimic, toxic, da? Pentru că chimia, o să vedem că este altceva, tot ce înseamnă toxic, îmbrățișăm așa cu toată, am fost cumva educați să îmbrățișăm ca și cum ar fi normal. Grecii au înregistrat cunoștință despre uleiurile esențiale adoptate de la egipteni. Unguentele cu mir au fost purtate de soldați în lupta pentru a-i ajuta în cazul rănilor. Medicul grec Hipocrate, cunoscut de noi drept părintele medicinei, a documentat efectele a 300 de plante, inclusiv cimbru, șofran, maghiran, chimen și mentă. Hipocrate spunea că o baie parfumată și un masaj parfumat în fiecare zi este calea către o sănătate bună.
Literatura lăsată de el și de studenții săi conțin cele mai importante, cel mai important principiu în medicina modernă. Mai presus de toate, îmi place foarte mult acest citat, scopul unui medic este de a trezi energiile naturale de vindecare din corp. Deci, practic, noi avem capacitatea, sau corpul nostru este înzestrat cu capacitatea de a se autovindeca. În momentul în care noi luăm ceva care nu este natural, practic oprim procesul de autovindecare, îl stopăm. Vrei să zic pe scurt, Irina, poți să zici și eu ceva pe scurt? Cu da, cât spune, mai multe medicamente, cu atât ne îmbolnăvim mai mult, cu cât folosim mai multe uleiuri esențiale, cu atât o să fim mai sănătoși. Exact. Și o să vedeți și de ce, pentru că eu îmi dau mereu exemplu copiilor mei. Eu am doi copii. Unul care a fost cu alopate și eram toată ziua la spital și așa mai departe. Și un copil care are 2 ani acum, care crescut natural, așa cum îmi place mie să spun, și a fost răcit de 3 ori. Deci de 3 ori în 2 ani de zile și, bineînțeles, fără nimic alopat, i-a trecut și a trecut foarte ușor peste mă rog, răcelile care sunt normale. Deci, și mereu spun cum și văd diferența. Deci eu pot să văd în cei doi copii ai mei diferența. Un copil care este așa, așa cum trebuie, așa cum... crescut așa cum a vrut Dumnezeu, să fim aproape de natură. Pentru că în Biblie, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, sunt 1035 de referințe ce includ 33 de specii de arbo și ierburi aromatice, ne spune doctorul David Sturt. Și vreau să vă citez acum un citat din Biblie, care mie mi s-a părut foarte, foarte, mi-a plăcut foarte mult și vreau să vi-l împărtășesc. Și spune așa: dar lângă râul acesta, pe marurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Adică avem tot ce ne trebuie. Hrană, medicament, tot ce trebuie în natură. Deci nu avem nevoie să ne ducem în exterior, pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca noi să fim sănătoși și să trezim acele energii vindecătoare din corpul nostru. Uleiurile și ierburile esențiale menționate în mod special în Biblie includ lemnul de cedru, brad, scorțișoară, smirnă, mir și spikenard. Sau spikenard, sau cum se zice în engleză, pentru că eu tot am tendința să citesc ca în germană. Și una dintre cele mai cunoscute referințe este a magilor, care aduc aur, tămâie și smirnă pentru copilul Hristos. Deci, practic, în vechime, uleiurile esențiale erau la fel de importante și la fel de scumpe ca și aurul. Deci nu și-l puteau permite oricine, deci regii, în general, îl foloseau. Și îl foloseau cum să fie ei sănătoși și își masau copiii să fie sănătoși. Deci, practic, regii foloseau uleiurile esențiale în mod constant pentru ei și familia lor. Sunt descrieri, s-au descoperit, deci sunt descoperiri științifice, nu le spun eu, deci sunt reale. Chiar în piramide au fost găsite uleiuri esențiale care încă erau potente. Deci mi s-a părut foarte... În Europa, în timpul cruciadelor, cavalerii și armatele au fost responsabili de transmiterea cunoștințelor medicamentelor pe bază de plante pe care le-au învățat în Orientul Mijlociu. În întreaga Europa de vest, cavalerii au dobândit cunoștințe de distilare și au purtat parfumuri cu ei. Tămâia și pinul au fost arse pe străzi pentru a îndepărta spiritele rele în timpul ciumei bubonice din secolul al XIV-lea. S-a remarcat faptul că au murit mai puține persoane din cauza ciumei în zonele care s-a făcut acest lucru. În 1653, Nicola Culpeperci a scris The Herbal Complete, care este încă o referință valoroasă. Cartea sa descrie multe afecțiuni și remedii care sunt încă adecvate astăzi. Chimistul francez René Maurice Auguste-Fauzet a inventat termenul de aromaterapie, în timp ce a investigat proprietățile antiseptice ale uleiurilor esențiale.
Deci, practic, ele sunt de mii de ani, sunt folosite și așa ar fi trebuit să fie în mod normal și natural, să ne îndreptăm către natură, pentru că asta este firescu și mă bucur, pentru că în ultima vreme din ce în ce mai multe persoane îmbrățișează această și hrana naturală, hrana vie și uleiile esențiale. Asta mă bucură, pentru că practic ne îndreptăm către natură și este în avantajul nostru. Poate că vă întrebați ce sunt uleiurile esențiale. Și mi-am pus această întrebare la început. Ce sunt aceste uleiuri esențiale? Cu ce mă pot ajuta ele? Tot doctorul David Sturt zice foarte frumos în cartea lui, uleiurile esențiale sunt dragostea lui Dumnezeu manifestată în molecule. Uleiurile esențiale sunt lichide volatile extrase din coaja fructelor, din scoarța copacilor, din flori, din semințe, tufe. Uleiurile esențiale sunt practic esența plantei. Uleiurile esențiale sunt obținute prin procesul de distilare. Deci există acest proces de distilare. Planta se încarcă într-un distilator și aburul este redirecționat în ea. Pe măsură ce aburul se ridică prin plante, uleiul esențial este liberat și se vaporizează cu aburul, după care sunt redirecționați împreună spre o zonă de răcire. De acolo, uleiul esențial se colectează deoarece nu se amestecă cu apa. Practic, fiecare plantă conține acest săculeț de ulei. Deci fiecare plantă are mai mult sau mai puțin săculeți. Practic, care este rolul săculeților? Protejează planta de răufăcători. Mie îmi place să spun că e sufletul plantei, practic. Acest săculeț de ulei esențial. Extragerea prin presarea la rece, este acest proces este utilizat numai pentru producerea uleiurilor esențiale de citrice. Deci, practic, este o presare mecanică, așa cum se presează, nu știu dacă exact așa, dacă e același proces prin care facem sucul verde, nu știu, dar există, deci, o presează, practic, cojile de citrice și de acolo se iese acest săculeț și se întâmplă ca procesul să fie trecut prin apă și să se într-o parte să fie să se adune apa și într-o parte săculețe ăștia de ulei esențial. Deci uleiurile care sunt prin presare la rece sunt bergamota, grapefruit, green mandarin, lemon, lime, rozmarin, tangerin, uldoraș. Deci practic citricele. Citricele sunt extrase prin acest proces de presare. Aș vrea să trecem mai departe ce este practic, da? Acest ulei esențial este o moleculă minusculă. Din acest motiv, ele sunt extrem de concentrate. Uleiurile esențiale sunt compuse din amestecuri complexe de constituinți chimici. Și poate când auziți așa de chimie, scuze, că m-am dus prea departe, chimia organică, cea care studiază compoziția chimică a uleiurilor esențiale, se referă la chimia atomilor de carbon și a structurilor specifice complexe. Tot în jurul nostru este chimie. Noi suntem chimie. Fără chimie nu există viață. Adică gândiți-vă la această chimie organică. Știu că de multe ori oamenii când aud de chimie se gândesc la chimice, la ceva care e sintetic, dar nu despre asta vorbim noi acum. Din nou avem confirmarea a ceea ce spune David Sturt că uleiurile sunt dragostea lui Dumnezeu manifestată în molecule. Toate sunt rânduite până la cel mai mic detaliu. O picătură conține 40 de milioane de trilioane de molecule. Noi avem, corpul nostru, 100 de trilioane de celule în corpul, ceea ce înseamnă extrem de mult. Doar o picătură de ulei este suficientă să acopere necesarul fiecarei celule din organismul nostru. Vă dați seama cât de potentă este o picătură de ulei esențial. Acum cineva a întrebat dacă folosește prea multe uleiuri, afectează sau nu. Din punctul meu de vedere, nu. Și vă spun de ce, pentru că e natură. Tot ceea ce e în plus, să zicem așa, corpul nostru elimină sub o formă sau alta. Deci am folosit și folosesc uleiurile și blendurile destul de concentrate și totdeauna mi-a fost foarte bine, deci nu s-a întâmplat niciodată nimic.
Tocmai pentru că dacă e ceva prea mult, să zicem, și corpul meu nu are nevoie de atât de mult, el cumva o să găsească o cale să le elimine. Mă întorc din nou la Hipocrate, pentru că îmi place mult și grupul ăsta, stil de viață Hipocrates, da, așa. Hipocrate, care este considerat tatăl medicinii moderne, a ținut plantele la loc de cinste. De la început, plantele nu au fost medicament, până ce industria farmaceutică a debutat în Germania și apoi în Elveția, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci până la sfârșitul secolului al XIX-lea, noi ne tratam cu medicamente din plante, practic. Nu... După care a venit medicina alopată și au început să găsească tot felul de medicamente laborator, să creeze tot felul de medicamente laborator. Și vreau să vă spun așa, știați că organismul nostru conține receptori care cunosc și recunosc doar plantele? Da, eu știu. Nu știai. Ca și când am fost creați cu abilități la care avem acces doar prin folosirea plantelor. Și cum vă spuneam la început, 80% din medicamentele pe care le avem astăzi erau din plante. Deci nu aveam nevoie de altceva și oamenii erau sănătoși. Adică nu, cred că vedeți și noastră că nu, oamenii nu sunt mai sănătoși pentru că s-au descoperit. Irina, suntem mult mai bolnavi, mult mai bolnavi. De exact. Câteva zeci de ori mai bolnavi decât erau în urmă. Când eram mică, când aveam 10 ani, nu auzeam pe nimeni să aibă diabet. Pe nimeni. Acum, jumătate din persoanele pe care le cunosc au diabet, da? La cancer. Adică, cred că erau oameni bolnavi de cancer, dar nu așa de mult ca mulți ca acum. Nu, bineînțeles. Și tocmai am spus, în sesiunea trecută, am spus că până în 2040 o să ajungem cam la 60-70% din populație să aibă cancer. Deci mai mult de jumătate din populație va avea cancer. Da. Trist. Da, pentru că uite-te cum sunt molurile, da? Deci ce se mănâncă, ce se bea, ce se... Și când intru, atenție, când intrați în moluri, vă rog să fiți atenți să vedeți că fiecare magazin miroase într-un fel. Deci folosesc parfumuri. Deci mi-e milă de angajații aia din mol, pentru că în fiecare magazin, cu cât e magazinul mai select, cu atât e un miros mai diferit. Fiți foarte atenți la mirosul din magazin, că dau cu parfumuri chimice. Săracii angajați stau de dimineață până seara cu toate chimicalele alea acolo și le inhalează. Nu te mai deranjezi, Irina. Nicio problemă. Da, așa este, să știi, pentru că s-au făcut cercetări și cei de la doTERRA chiar au cercetat uleiurile de pe piață și doar 1% sunt pure. Deci uleiurile de pe piață, 22% sunt un procent de 10% naturale și restul chimicale și așa făcute laborator și 77% sunt sintetice, adică sunt toxice, că mai degrabă nu le folosim deloc decât să le folosim. Deci sunt mai mult rău fac decât bine, din păcate. Și te uiți că costă 8 lei, 10 lei ce ai spus tu mai devreme, dar de fapt să-ți aducă niște probleme de sănătate după aia, că și nu mai știi cum să le rezolvi, de fapt. Eu vreau să vă spun că prefer să mă duc la o toaletă să miroase a pipi și a caca decât să miroase a substanțele alea. Deci mi se face rău de fiecare dată când intru în toalete, că ați văzut că folosesc tot felul de parfumuri din astea chimice. Deci mie mi se face rău. Deci când m-am dus în Anglia, într-un hotel, a zis, gata, camera noastră este gata. Când am mirat acolo, am căzut pe spate, că au dat cu odorizant și am deschis toate geamurile și am fugit afară. Deci și după aceea am pus în ușă rezerva, să nu mă mai deranjeze ca să nu mai intre cumva să-mi dea cu odorizante. Deci prefer miros de pipi și de caca decât chimicalele alea. Sincer vă spun, dar nu mai găsim miros de pipi și de caca, ci de chimicale. Da, pentru că așa am fost... Și asta așa a fost o descriere a ceea ce înseamnă uleiurile esențiale din punct de vedere științific și ca istorie. Și acum urmează partea care mie îmi place cel mai mult și pe care o ador. Cred că sunteți conștienți, sau cel puțin persoanele care ne urmăresc astăzi, știu că noi nu suntem doar trup, suntem minte și suflet. Și cumva să fim într-o sănătate fizică, sufletească, emoțională, ar trebui ca toate cele trei aspectele noastre să fie într-un echilibru. Asta ce înseamnă? Că la nivel fizic, reprezentat prin simptome,
avem simptome de genul dureri, inflamații și așa mai departe și tot ceea ce exprimă corpul fizic, emoțională, avem emoții negative, unele aflate adânc în subconștientul nostru, poate de ani de zile sau din copilărie. Și nivelul sufletesc, când vibrația noastră scade, efectiv ne scade vibrația și simțim așa că suntem triști, fără speranță și așa mai departe. Deci corpul, mintea, sufletul ne dă semnale prin tot ceea ce... Deci noi primim semnale în fiecare zi. Corpul ne arată că nu ne simțim bine prin suferința fizică, că ne doare una alta. Da? Sufletul ne arată prin sentimente, prin emoții, că nu suntem ok. Și de multe ori noi, cum să zic, nu vedem semnele astea. Și se spune că sufletul, de fapt, este primul care se îmbolnăvește înaintea corpului fizic. Și de-abia după aia ajunge ca corpul fizic să manifeste, da, prin simptome. Ei bine, cum sunt aceste trei moduri de îmbolnăvire, da, sunt și trei moduri de vindecare. De altfel, dacă o să vedeți că, și cine urmărește, poate programul Atene știe, că odată ce schimbi alimentația, se schimbă și felul cum gândești, și felul cum te simți, sufletește, pentru că cele trei aspecte sunt legate între ele. Da. Și dacă începi să faci meditație, parcă, nu știu, poate vouă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat, în momentul în care am început să fac meditație, parcă nu mai venea să mănânc prostii. Pur și simplu, corpul meu refuza să mai mănânce prostii. Sau dacă îmi hrăneam mintea sănătos, adică citeam cărți care mă dezvoltă sau mergeam la un curs de dezvoltare personală, schimbam cumva și celelalte aspecte din viața mea. Pentru că ele cumva, cele trei sunt legate între ele și comunică. Deci nu... Eu, sincer, am văzut foarte puține persoane care au avut succes sau doar făcând un singur lucru. Adică doar mâncând sănătos și totuși gândind negativ și... Nu prea ai cum, Irina, nu prea ai cum să gândești negativ dacă mănânci sănătos și ai grijă de tine. Da, deci cumva sunt legate toate trei aspecte. Aromaterapia, zic eu, că e o metodă holistică care ajută și susține vindecarea în profuzime pe toate cele trei niveluri. Și prin nivelul fizic, pentru că uleiurile esențiale, prin compușii lor, mă refer aici la uleiurile esențiale pure, da, extrase din plante crescute în habitatul lor natural, fără alți compuși sintetici, acționează asupra chimiei organismului, ajutându-l în echilibrare. La nivel emoțional, aici o să vă citesc tot din cartea doctorului David Stern, ce înseamnă, practic, în momentul când inhalăm ulei esențial. Când inhalăm moleculele de ulei esențial și acestea ajung în cavitățile nazale, ele se îndreaptă direct către creier, într-o porțiune centrală a acesteia denumită amigdala cerebrală sau diencefalon. Acesta este sediul central al sistemului limbic care gestionează informațiile stocate și toate experiențele noastre emoționale acumulate în timp. Această parte a creierului nu înțelege cuvintele, este incapabilă să comunice sau să înțeleagă mesajul scris sau vorbit. Deci, practic, uleiul esențial ajunge în creier, în locul în care nici mesajul verbal și nici scris nu ajunge. Deci, practic, deschide cutia Pandorei, acolo unde noi avem sentimentele, emoțiile blocate, și le scoate la suprafață. Ne arată că, de fapt, ceva, uite, ar trebui să rezolve această situație. Mi s-a părut fantastic și credeți-mă că așa și este. Eu, în momentul în care am început să folosesc uleiurile emoționale, o săptămână am plâns. Și nu știam de ce se întâmplă cu mine, de ce plâng. Pentru că aveam emoții și neiertări în sufletul meu care doreau să fie rezolvate, vindecate, înțelese și așa mai departe. Și aici, ca o scurtă paranteză, știți că 5-10% din activitățile noastre sunt conduse de conștient. 90-90% viața noastră este condusă de subconștient, de programele pe care noi le-am inoculat în subconștientul nostru și de care poate nu suntem, nici măcar nu știm, că nu avem cum să știm dacă sunt în subconștient. Uleiurile esențiale ajută ca acele
programe din subconștient să iasă la suprafață și să fie rezolvate. Și acum o să vă vorbim așa puțin de frecvența electromagnetică a uleiurilor esențiale. Cred că sunteți familiarizați cu asta de la Athena. Irina, știi ce vreau să zic aici? Da, zi. Dacă nu există frecvență, nu există sănătate. Dacă nu există frecvență, nu există viață. Să-mi aduce aminte la sfârșit că vreau să le arăt și o poză. Deci dacă nu există frecvență, nu există sănătate. Nu putem să vorbim despre sănătate fără frecvență. Exact. Pentru că nivelul energetic, da, este și se vorbește din ce în ce mai des despre ridicarea vibrației și ridicarea nivelului de conștiință. Nikola Tesla spunea așa, dacă vrei să afli secretele Universului, gândește în termen de energie, frecvență și vibrație. Cea mai înaltă vibrație este cea a naturii. Nu există vibrație mai mare decât a naturii. Și ulei esențial de trandafir are o vibrație de 320 de MHz. Acum corpul uman, na, 62-68, maxim 75 de MHz are, da? În momentul în care corpul se îmbolnăvește, practic îți scade vibrația. Deci un corp bolnav de cancer are cu 42 de MHz mai puțin. Deci practic a pierdut lumina, așa cum citesc de la Athena. Deci ne-am pierdut către întuneric. Da, da, exact, da, ne îndreptăm către întuneric. Și atunci noi ce trebuie să facem? Să ne creștem această vibrație consumând produse care conțin lumină și care ridică vibrația corpului, astfel încât ce? Corpul se intre în procesul de autovindecare. Și aici avem niște exemple pe care le vedeți și voi. Lavanda are 118 MHz, Helichrysum are 181, Miru are 105. Deci, practic, uleiurile esențiale au o vibrație mai mare decât corpul uman. Deci, vedeți și voi legătura care se face în momentul în care ai folosit uleiurile esențiale, practic, cât ți-a ajuns corpul și îți ridici vibrația. Eu cred, apropo de energie, că noi comunicăm la nivel energetic. Cunoașteți vorba? Suntem pe aceeași lungime de undă? Ce este partea vorbală? Nu-i decât 7% din mesajul pe care vrei să-l transmiți. Restul este energie. Restul de 93% este energie și oamenii, da, în momentul în care ei comunică, chiar dacă ei comunică verbal, mesajele se transmit la alt nivel. Și de multe ori ascultăm mesaje sau vedem tot felul de... și simțim, da, energia lui nu e ceva, ceva ce nu-mi place sau e ceva ce mă face să resping. De fapt, ce este? Ceea ce conține în interior. Cam despre asta și aș putea să vorbesc foarte mult despre vibrație și despre... pentru că este un domeniu care pe mine mă pasionează și întotdeauna urmăresc oamenii și urmăresc și eu cum mă simt în momentul în care consum, să zicem, sucuri verzi și mă dau cu uleiuri esențiale și am o zi care fac meditație, fac plimbări, fac recunoștințe și așa. Cum vă este viața? Dacă ați încercat și ați testat asta, ați văzut care este diferența. Parcă toate ușile se deschid. Oamenii comunică cu tine, sunt zâmbitori, totul merge mult mai bine. Tu ești mai sănătos, te simți foarte bine în pielea ta. Așadar, uleiile lucrează pe cele trei niveluri. Ele sunt adevărate instrumente care susțin procesul de vindecare holistică, minte, trup și suflet. Și eu am ales să folosesc uleiile doTERRA pentru că am studiat uleiile de pe piață și uleiile doTERRA sunt numărul unu în lume. Cred că al patrulea an consecutiv a ieșit numărul unu în lume, ca fiind terapeutice, pure și naturale. Ei au și un centru care își testează uleiurile esențiale pentru că vor să fie 100% naturale și aceste certificat se numește CTPG, care certifică dacă uleiurile sunt naturale. Și dacă cumva se întâmplă ca un ulei să nu fie 100% natural, îl scot de pe piață și îl trimit în tot felul de industrie, de exemplu, cum ar fi parfumurile, dar, pentru că le cumpără, dar ei nu îl comercializează pentru că țin foarte mult la calitate.
și fiecare sticluță este testată și certificată cu acest CTPG, cu acest certificat, după care, după ce a primit acest certificat, ea poate să iasă pe piață și să ajungă acolo, pentru că ăsta este devizul lor. Schimbă omul, picătură cu picătură, om cu om, picătură cu picătură, comunitate cu comunitate. Deci dacă noi ne creștem vibrația, toți creștem vibrația, o să fim mai bine, o să fim noi mai sănătoși, mai bucuroși, mai fericiți și așa mai departe. Și putem să creăm lucruri frumoase împreună. Cum se folosesc uleiurile esențiale? Se folosesc intern, deci sunt uleiuri care se folosesc intern. Cum ar fi bazil, lămâie, ulei de lămâie? Bazil înseamnă busuioc, da? Busuioc, da, scuze. Așa, ulei de busuioc, de oregano, rozmarin, citricele, sunt foarte multe și sunt multe uleiuri care acum, poate vă întrebați de ce unele uleiuri se folosesc intern și altele nu. O să știți că e aici o mare discuție, da? Pentru că fiecare țară sau fiecare și în general își cam și pun punctul de vedere și na, industria farmaceutică nu ne lasă să folosim totul așa cum am vrea noi. Și atunci ei sunt cumva, sunt unele uleiuri care, chiar dacă scrie că nu se folosesc, sunt persoane care sunt asumate și le folosesc. De exemplu, Irina, uite, de exemplu, directorul Institutului Hipocrate îți recomandă eucaliptul intern. Eu l-am luat, l-am dat și fetiței mele, mai ales pentru mucus, când e vorba de probleme de respirație, dar se zice că nu, că la noi în țară nu, că nu e ok, că ar trebui să-l punem în difuzor sau să-l folosim pe piele. Dar eu l-am folosit intern și e ok și am înțeles că în America se folosește intern, fără nicio problemă. Și de ulei de tămâie același lucru, da. Deci fiecare țară... Da, și în America la fel se folosește uleiul de tămâie intern. Da, da, da. Da, aici n-aș putea să spun exact, da. Pentru că n-am de unde să... Adică, nu că n-am de unde să știu. Bănuiesc, dar... Exact cum am spus, în Europa au interzis anumite uleiuri să se consume intern, în America se consumă, de exemplu. Da. Ele sunt naturale, oricum, deci rău dar nu fac. Dar dacă le consumăm intern, Irina, cel mai bine ar fi să le punem în capsule și să punem și niște ulei din ăsta, nu știu, de măsline sau alt tip de ulei, mai ales dacă e puternic, nu? Depinde, de exemplu, uleiul de... Oregano, care este un ulei fierbinte, da, eu îl consum în capsule vegetale, vedeți în poză acolo, pun așa... Așa simplu, fără alt tip de ulei amestecat în capsulă? Nu, eu nu pun alt ulei. Da, bine, voi puteți să-l puneți dacă simțiți nevoia, eu nu pun. Îl folosesc așa și n-am avut niciodată nicio problemă. Ba din contră, la un moment dat aveam o problemă medicală, deci eu am avut 3 sarcini pierdute și între menstruații aveam niște sângerări. Bineînțeles că doctorii mi-au recomandat să iau nu știu ce antibiotic și așa mai departe. Eu am refuzat, am luat oregano cam 10 zile, câte o picătură și am și rămas însărcinată și l-am și născut pe de la copil. Deci a fost tot ok și analizele au ieșit perfecte pentru că, normal, în sarcină m-au controlat. Deci eu am folosit doar oregano. Și nediluat, nenimic. Se spune că, de fapt, oregano are și un progesteron natural. Asta și ajută corpul, de exemplu, persoanele care doresc să rămână însărcinate și pierd sarcini, așa cum s-a întâmplat în cazul meu. Oregano ajută corpul să producă acel progesteron natural, astfel încât să țină sarcina, adică să corpul să nu elimine. Mie cel puțin îmi spuneau doctorii că nu mai e nicio șansă să mai rămână sărcinată natural și să nasc un copil, pentru că nu, corpul meu e destul de în vârstă, deci aveam 41 de ani atunci, eu l-am născut pe Eduard și la 42 de ani și l-am născut, deci nu, ce au zis ei oricum, nu a fost așa, eu mi-am văzut mai departe de treaba mea și copilul este bine mersi sănătos și eu sunt bine, deci fără să iau ceva, fără să iau niciun medicament. Mi-am asumat asta și m-a ajutat foarte mult, de asta vă zic, oregano este chiar foarte, foarte bun pentru mai multe probleme, dar puteți folosi și în bucătărie. De exemplu, dacă faceți sosuri ragu, soțul meu italian, noi folosim uleiul de busuioc în sosuri.
când mai facem așa, puteți să le folosiți și voi faceți și eu le fac acum, sosurile alea din roșii și așa, care le facem sau cu, puteți să puneți așa o picătură de busuioc și să vedeți că dă o aromă extraordinară. Să... Și în ceai, de exemplu, da, să fie răcit, deci să nu fie cald, pentru că își pierde din proprietăți în momentul în care uleiul se încălzește. Puteți să puneți în apă uleiul de lămâie, de exemplu, dimineața, puteți să vă puneți câteva picături în apă, puteți să faceți limonade, foarte, foarte multe posibilități prin care puteți să le consumați. Prin masaj, și aici o să vreau să vă spun că cum se fac aceste blenduri, da? Cum le putem face astfel încât să putem face masajul. Să fac un blend ca să fac masaj, că eu nu fac blend. Uleiul esențial pur, da, uleiul esențial pur. Hai să zic cum fac eu și tu îmi zici dacă fac bine. Deci, okay. Eu pentru masaj folosesc ulei din acela organic de cocos care se întărește, da, care se întărește. Ce fac eu? O iau pe fetița mea sau pe soțul meu, îi dau puțin ulei, da, pe ei și apoi încep să le torn picături de ulei esențial și apoi masez. Asta fac eu. Zic dacă e bine sau că nu e bine. Eu știu că e bine, dar probabil că n-am, mai trebuie să spune. Da, tu faci un fel de simfonie. Deci, simfonie fac. Tu faci un fel de simfonie, da. Da, uleiile esențiale sunt volatile. Ne-am spus că ele imediat... ce face uleiul de cocos? Practic ajută ca să rămână pe suprafețe pielei și să intre, de fapt, în piele și să ajungă în sânge. Deci, practic, baza grasă care este uleiul de cocos, ajută uleiul esențial să-și facă treaba. Nu este nicio problemă. Pot să torn, eu torn și ulei pur pe mine și fac simfonii. Nu e nimic greșit din punctul meu de vedere, deci nu e nimic greșit. Doar că, uite, exact e și în poză. Aveți, deci, când am spus un ulei pur pe piele, el imediat se volatizează și se evaporă. Deci, se evaporă, exact. Motivul pentru care ar trebui să-l combin cu alt ulei de origine vegetală, cum e ăsta de cocos, nu? Da. Rămâne mai bine pe piele. Intră exact. Mai bine. Da. Okay. Și puteți așa, să vă masați picioarele, punctele de puls. Deci, încheieturile, spate, zona inimii, petăli, pentru că sunt foarte mulți centri petăli. Și uitați, aveți aici o poză unde puteți, pe frunte. Deci toate zonele astea de puls, da? Puteți să vă masați și pe spate, pentru că pe coloana vertebrală sunt foarte mulți centri. Și dacă puneți ulei acolo, ajung, adică își face cât mai repede efectul și o să vedeți după o simfonie, apropo, te spune Atena, te simți wow. Noi am avut acum o prezentare în care efectiv asta am și făcut, am testat uleiul esențial pentru persoanele doritoare, deci am făcut masaj efectiv și eu am făcut o prezentare aici în Germania și am avut nemțoaice care sunt, na, oricum, altfel, mai reticente. Deci intrau așa suspicioase, erau masate, deci se făcea simfonii și ieșeau toate numai zâmbet, așa, erau toate zen. Și chiar m-am distrat și că le întrebam și cum vă simțiți? Extraordinar, deci nu vine să cred cât de bine mă simt. Deci extraordinar, deci erau așa de entuziasmate. Deci da, într-adevăr, un masaj face minuni. Vă recomand să încercați. Masaj cu ulei esențial. Deci la mine, Irina, dacă vine cineva să mă maseze sau dacă mă duc eu undeva să mă masez, eu nu accept uleiurile lor, ce folosesc ei, cremele lor și toate alea. Nu, eu zic, am uleiul meu esențial, am... uleiul meu de cocos. Nu vreau nimic de la voi. Nu că-s naturale, au numai prostii. Da, exact. Nu cred. Nu apropo, cred, știi, de natural. Și în America, ca și în Europa, dacă 10% din uleiul care e natural, să zicem doar 10%, au dreptul să scrie pe etichetă că e natural. Da. Deci, asta e legislația. Deci nu, da, nu da, știu de ce. Da. Bun, puteți să puneți în baie. În, deci da, pot să pun, da, în cadă, pot să-l puteți, da, folosim pe piele, da, și e foarte important să fie diluat sau să-l putem, ok.
Da, dar combinatorul, mă rog, ce, bicarbonat de sodiu este indicat pentru că uleiul nu se amestecă cu apa și e mai bine așa dacă pui Să bicarbonat. folosim cu bicarbonatul de sodiu. Deci luăm niște bicarbonat de sodiu fără aluminiu, vă recomand, da? Da. Punem uleiul esențial în bicarbonat de sodiu, o lingură, două. Da, cam așa, deci nici puțin. Oricum e foarte benefic atunci când faceți baie, când intrați în cadă să puneți bicarbonat de sodiu. Ok, și pun două, trei picături, câte vreau eu un bicarbonat de sodiu și apoi pun bicarbonatul direct în apă. Direct în apă, exact. Și o să Ok. vedeți că are efect și mai fain, pentru că, mai ales că dacă nu faceți baia foarte fierbinte, și vă recomand să nu faceți foarte fierbinte, vă încălzește corpul. Deci vă simți, chiar dacă apa este un pic călie și puneți uleiurile esențiale, îți dă așa senzație de căldură. Deci, practic, îți crește energia și corpul se încălzește. Deci, te simți minunat. Deci, vă recomand să încercați. Mie îmi place foarte mult. Și, bineînțeles, cum am spus, inspirat, da? Aroma. Punem câteva picături sau o picătură, două în În palmă și apoi palmă, da? inspirăm. Inspirăm. Sau un difuzor, da? Vă recomand tot un difuzor cu difuzare la rece, deci nu încălzit, în niciun caz cu lumânărele și așa mai departe, cum am mai auzit. Deci ulei esențial nu se încălzește. Aceste difuzoare pe care, mă rog, Doterra le are special și vă recomand să găsiți ceva care e cu difuzare la rece. Ori așa sau să vă faceți tot felul de ornamente care să picurați efectiv ulei esențial și pe, nu știu, fructe uscate sau ce aveți voi. Sunt tot felul de. Acum, dacă na, fiecare folosește ce știe și ce se simte confortabil, dar puteți să faceți și pur și simplu cu bicarbonat de sodiu câteva picături de ulei de esențial și pus în apă și pulverizat. Deci, dacă simțiți așa, puteți să pulverizați. Eu fac asta. Sau să dați pe Deci, așternuturi. stai un pic. Deci pun bicarbonat de sodiu cu Da. ulei esențial, pun în apă și apoi pot să pulverizez. Da, poți să pulverizezi, de exemplu, așternuturile, să zicem, sau poți Ok. să fac. Să înțeleg că atunci când pun bicarbonatul de sodiu, Să asta amestecă cu apa. se va amesteca cu apa, pentru că eu ce fac când plec în pădure, undeva unde sunt foarte multe insecte, îmi pun doar apă cu ulei esențial în pulverizator și tot amestec și pulverizez. Deci m-ar ajuta dacă aș pune și niște bicarbonat de Da, sodiu. da, da. Pentru că Adică apa să pun cu uleiul ulei nu se în prima dată. amestecă. Apa cu Ok, uleiul nu se ok. amestecă și atunci uleiul rămâne undeva la suprafață și apa rămâne Da, da, așa. Dar da. cu bicarbonat de sodiu, el se amestecă cu apa și se face așa o soluție pe Super. care o să o folosești. Ți-am zis, și pe așternuturi, eu pun și pe așternuturi, pentru că îmi place așa foarte mult să miroase a lavandă sau, știu eu, a lămâie sau mirosurile care vă plac, bineînțeles, și care. Și eu v-am pregătit câteva remedii, câteva care mi se par mie importante, sunt foarte multe. Eu folosesc uleiuri esențiale pentru orice. Deci pentru absolut orice. Dar, de exemplu, dacă aveți insomnii, griji, și aveți perioade de astea mai încărcate, în care pur și simplu nu puteți dormi, vă recomand să folosiți un blend care să conțină lavandă, maghiran, cedru, vetiver. Sau sunteți într-o stare de nervozitate, puteți să faceți masaj exact cum am spus, așa, pe spate sau efectiv la gât sau pe frunte, sau o să vedeți că dormiți mult mai bine și vă relaxați, ceea ce este foarte important. Sau dacă vreți să faceți o meditație și simțiți așa că gândurile vă invadează, puteți să folosiți acest. Eliberarea stresului. Deci toți avem probleme cu stresul. Cred că nu există o persoană care să spună eu nu. Pentru că trăim în lumea asta stresantă. Exact. Și știți ce? Problema cea mai mare este că suntem stresați de copii, preiau stresul nostru. Deci copiii ne preiau problemele noastre, preiau stresul nostru și de multe ori e bine să eliberăm acest stres, tocmai ca să nu ajungă și la ei. Eu folosesc un blend care să conțină vetiver, lavandă, cedru, ylang-ylang. Ylang-ylang se mai spune că este și uleiul copilului interior, deci miroase, mie îmi place foarte mult.
Și o să vedeți că vă simțiți mai ușor, ușoare, ușor, da, nu știu, mai încărcați de energie pozitivă și mai descărcați de stres. Exact în același, nu mai repet, pe zonele de puls, în zona inimii, pe tălpi. Deci pun niște ulei din, ce ulei poți să folosești? Din acela de cocos? Puteți să folosiți orice ulei purtător, care puteți să folosiți ulei de cocos, ulei de măsline, nu știu, ulei de zâmbur, de... Și de susan și de migdale, cred că putem. De migdale, exact. Deci eu am folosit într-o perioadă ulei de migdale și mie mi-a plăcut foarte mult. Deci, mi-e teamă de uleiul de măsline, mi-e teamă să nu miroase a măsline până la urmă, știi? Nu, dacă este un ulei pur și un ulei bun, așa, nu miroase. Adică... De migdale, eu cred că o să încep să-l folosesc pe cel de migdale. La de migdale mie mi-a plăcut foarte mult. Am găsit odată în ofertă și era și bio și era exact așa cum trebuie. Și am luat și mie mi-a plăcut foarte mult cel de migdale. Deci nici nu este foarte gras, adică nu-ți lasă pielea grasă și chiar hidratează foarte bine. Eu foarte mult timp am avut credința asta că pur e mult mai bun. Și încă o mai am, Irina. Tot îmi vine să-l folosesc pur, că zic că nu că-l diluez, că nu mai are efecte. Dar nu e așa, știu că nu e așa. Nu, nu este, pentru că dacă folosești, bineînțeles, dacă folosești un ulei bun, cel purtător, nu un ulei care de păi nu un ulei purtător, eu mi-au sticluța mea cu ulei, uite acum sunt fan tămâie și îl iau tot timpul la mine, îl și miros, dar mă dau cu el, mai ales am căzut luna trecută și mi-am rupt mâna dreaptă și în loc să pun și un ulei purtător, mă dau mai cu ulei de tămâie, consum și mult, se și eliberează foarte repede în natură, da, pentru că ai zis că e volatil. Și tu nu-mi învăț lecția. Apropo de tămâie, este uleiul tatălui, să știi. Deci cei care iubesc uleiul de tămâie simte nevoia să refacă legătura cu tata. Și mâna dreaptă, să știi că tot pe partea masculină. Apropo. Da. Fac și eu niște legături acum. O să le faci. Simt nevoia să vindești relația cu tata. Concentrare. Spuneți-mi mie cine e concentrat tot timpul. Deci văd că vetiver și cedrul ai peste tot. Da, vetiverul e un ulei care, sincer, este foarte des folosit, mai ales în stări de stres, de nervozitate. Vetiverul este foarte bun, mai ales și pentru copii. Pentru copii care au probleme cu autismul, copii cu probleme de concentrare. Deci am folosit, cred că, nu știu, 2 ani, acest ulei cu copilul meu, pentru că era foarte agitat, avea foarte multe stări de agitație și l-am folosit, deci îl dădeam în fiecare seară și într-adevăr s-au văzut rezultatele. Mai ales în tantrumuri, copiii care au probleme cu, știu, criză de nervi și așa mai departe, acele emoții care nu reușesc ei să le gestioneze, vetiverul este minunat, e minunat. Chiar a fost stoc zero, acum a reapărut în... Trebuie să mi-l comand și eu că nu mai am. Da, deci eu iubesc vetiverul. Este foarte gros, să știți, e greu de... E cremos așa. Da, e dens, e foarte dens. Cred că are densitatea mai grea ca apa, deci este uleiul care nu vine la suprafața apei, este invers, este mai greu ca apa și are multe, multe beneficii. Ca un clay așa, nu știu cum să zic. Și merge pus chiar și așa, clay merge pus, că am observat că astea mai clayoase, mai e foarte greu să le punem în difuzor, parcă rămân pe difuzor, așa simt eu. Nu știu dacă ți s-a întâmplat. Vetiverul eu nu-l pun în difuzor, să știi. Ok, deci îl folosești pe piele. Asta am zis și eu, că cele foarte clayoase cele, așa. Da, alea sunt doar pentru masaj. Eu un difuzor în general folosesc, nu știu, citrice, foarte multe emoționale, Bene, Serenity, Wild Orange, așa. Pentru tămâie. Da, tămâie. Pentru că sunt uleiuri care ridică vibrația, îți dă așa o stare de bucurie, de vetiver, de, ți-a zis, e de masaj. Din punctul meu de vedere, îl folosesc doar pentru masaj și... merge cel mai bine pe piele. Fertilitate. În cazul în care sunt mămici aici sau sunt mame sau femei care au probleme de fertilitate,
Le recomand cu drag un blend care să conțină salvie, fenicul, mușcată, bergamotă, trandafir. Salvia este minunată, deci Clary Sage este wow, fantastic. Eu am folosit acest blend de fertilitate și mai mult deci de salvia este Clary Sage, da? Așa se numește, Clary Sage. Da. L-am folosit pentru că, v-am spus, am avut 3 sarcini pierdute și nicio șansă să mai rămân însărcinată și să mai duc o sarcină la bun sfârșit. Și am folosit foarte mult salvie atunci pe perioadă. Dar după ce rămâneți însărcinată, nu vi le recomand pentru că provoacă contracții. Deci doar înainte. Ok. Sau înainte de naștere. Înainte de naștere, dacă vreți să aveți o naștere ușoară și așa, salvia este foarte bună. Fenicul este iarăși minunat, fenicul este foarte bun și pentru bebeluși, când au dureri de burtică, 2-3 picături. Deci eu fenicul l-am folosit cu cel mic în perioada colicilor și să știți că dă rezultate, adică chiar îl liniștea burtica. Trandafirul nu mai spune, este un ulei cu vibrație înaltă și vă dați seama de ce. Păcat că e prea scump trandafirul, dar eu ce am avut până acum doar blendul ăla cu trandafir. Da, este scump, tocmai pentru că un 5 ml de ulei esențial este produs din 50 de kg de petale de trandafir care nu sunt foarte bogate în ulei esențial. Da. Tocmai de astea sunt foarte scumpe. Deci, ca să obții 5 ml, ai nevoie de multă, multă materie primă. Da. Și foarte repede trebuie procesat, pentru că dacă lași... Deci, e destul de complicat ca să facă uleiul esențial de trandafir. Și de aici și prețul. Da. Motivație... Eu îl folosesc acum pentru că, Atena știe, vreau să consum raw vegan, cel puțin pe perioada... Irina vrea din nou, deci Irina a fost cu o perioadă foarte mare, a crescut germen, vlăstar. Și da, apoi... a crescut tot timpul, dar acum vreau doar raw vegan. Deci eu mănânc germen și vlăstar de când am tot povestit, deci nu-mi lipsesc din casă. Nu-i cresc eu, câteodată îi cumpăr gata crescuți, dar îi consum. Dar acum vreau să doar o vegan. Consum doar crud? Ah, n-am știut, Irina. Te felicit. Vreau să consum doar crud, da. Da. Super. Da. De când am povestit cu Atena, eu mi-am schimbat filtrele de apă, mi-am luat storcător, deci am luat tot ce mi-ai spus tu. Deci la mine în casă am tot ce-mi trebuie, deci nu... consum sucurile, dar acum cât este programul tău și vreau să probez așa să fie doar crud. Asta este planul. Și așa că mi-am făcut un de asta de motivație, ca să mă țină motivată, pentru că... O să-ți iei un angajament pe grupul de mentorare, Irina. Te da, am un angajament și să știi că eu am discutat cu multe persoane care sunt în programul tău. Au ajuns multe persoane la mine care au fost interesate de uleiuri esențiale și toate mi-au spus că și-au schimbat, deci le-a crescut conștiința. Deci, practic, s-a schimbat ceva în... Extins, da. Exact, s-a extins conștiința. Adică, înainte vedeau puțin și acum văd mult. Da. Și plus uleiurile esențiale, plus hrană vie. Deci, wow! Da. Într-adevăr. Și eu pot să confirm. Deci, credeți-mă pe cuvânt, eu cunosc pe Atena de 14 ani, eu am văzut transformările ei în timp și pot să vă spun că așa e. Deci eu știu, așa e. Deci chiar așa e. În momentul în care consumi hrană luminată, luminoasă, plină de energie și folosești totul natural, într-adevăr. Pentru mămici cu pitici și nu numai, care trec prin stări febrile cu copii, pentru mine a fost marea descoperire și să vă spun de ce, pentru că dacă cu primul foloseam antitermice, le foloseam, deci cu cel mare, și totdeauna eram șocată. Măi, dar cum se poate de la
39-40, să scadă temperatura la 37, după care iar să crească brusc, iar să scadă, iar să crească, iar să scadă. Deci pe mine mă nebunea chestia asta. Și de fiecare dată când creștea, parcă creștea și mai mult. Deci îi dădeam medicamentul, îi scădea, după care creștea și mai mult. Deci mă dispera asta. E, ce am observat la uleiurile esențiale, în momentul în care le folosiți și puteți să folosiți mentă, lavandă, tămâie, lămâie, chiar și cu bebeluși, o să vedeți că nu scade temperatura brusc. Adică dacă, de exemplu, temperatura este 39, o să scadă până la 38, 38 cu 5 și o să fie așa o perioadă, dar când a scăzut la temperatura normală de 37, 37 cu 5 sau așa, nu mai crește. Deci a scăzut, aia a fost. Deci aia a fost. De cele mai multe ori sunt mămici care spun, da, dar nu a scăzut, dar ai răbdare. Deci ai răbdare pentru că corpul are nevoie de procesul lui de vindecare, deci are nevoie să-și ia timp, dar dacă verifici, eu nu mai verific, pentru că eu îmi dau seama deja la mână, dacă verifici, ai să vezi că scade temperatura atât cât este suportabilă de corp. Deci nu foarte înaltă. Și ceea ce îmi place mie în Germania, vă spun drept, în Germania, una dintre chestiile pe care le apreciez, sunt și lucruri pozitive și negative. Doctorii niciodată nu-ți recomandă antitermice dacă temperatura este de 39 cu 5. Adică zice, lasă-l așa, decât dacă crește, îi dai un antitermic. Și dacă 3 zile nu scade de tot temperatura, atunci te întorci și îți dau medicamente. E, probată pe mine, nu durează mai mult de 3 zile. Deci o zi jumate, deja gata, e tot în regulă. Adică e perfect. Deci pentru mamele care au teama asta în suflet, pe care am avut-o și eu. Acum trebuie să recunoști, Atena, că toți trecem prin frici de asta, mai ales la început. Poate că eu am avut frica asta. Acum nu mai am. Eu am Acum... fost destul de informată și n-am avut frica, Tu știam n-ai din. avut timp, tu, da. Eu am avut frica asta și până am văzut că, băi, stai că funcționează și acum nu mai am nicio teamă. Deci când simt că are febră copilul, îi fac masaj și las în pace și se liniștește, îi dau lichid de multe, apă multă să bea, pentru că așa și corpul își face treaba. Deci nu mai intru în panică. Și, într-adevăr, menta pe tălpi scade temperatura. Deci scade temperatura la nivelul suportabil. Un răcel. Răcel care, na, nu știu, vă recomand lămâie. Puteți să faceți limonadă cu lămâie, mentă, portocale sălbatică, rozmarin. Oreganul nu vă recomand să-l luați așa, v-am spus, în capsulă. Sau nu știu, dar în capsule cel mai bine. Deci face minuni. Oregano putem să-l dăm pe piele, e un ulei foarte fierbinte, nu cred că merge dat pe piele, scorțișoară, deci Ba da, roșii toate de la scorțișoară. merge, dar de exemplu pe papilome, de astea poți folosi oregano, da? Deci sunt persoane care au scăpat de... Dar efectiv cu bețișorul ăla de ureche, așa foarte, foarte, deci foarte pe papilom, deci nu Direct pe zona aia, atât. direct pe zonă, da, pentru că este un ulei fierbinte, poți să-l folosești pe piele, dar diluat. Deci, eu am folosit oregano, eu am pus în palme și l-am mirosit și mi-a fost ok. Am simțit puțin palmele mele că s-au... Deci, am pus 2-3 picături, da? Wow! Miroase a pizza, deci, când miros mâinile, deci atât de frumos. Deci, așa fac. Pun 2-3 picături și apoi, deci, miroase incredibil. Și simt puțin că mă înțeapă pe la degete, dar pielea de pe palme nu e atât de, da? Nu e cum e atât de sensibilă cum e cealaltă piele de pe corp. Deci la mine a mers în palme, eu îmi pun în palme oregano. Și Da. pun și difuzor oregano, mi-mi place mult. Deci când cineva intră la mine în casă, zice, a ce miroase? Zici că miroase a pizza. Da, oregano este un ulei care ajută foarte mult la împământare, deci este un ulei cu multe beneficii, într-adevăr. E chiar recomandat. Deci l-am folosit și eu și îl folosesc, v-am spus că am și tot felul de probleme, dar eu îl iau numai în capsulă. Totuși pe mine mă frige. E dureri de dinți. Deci durerile de dinți,
nu știu, pentru persoane mature, dar și pentru copilași, am folosit cu bebelușul meu uleiul de cuișoare, o picătură de. Cum îl folosești, Deci Dasha? am pus într-un pahărel ceva, 10 ml de ulei de măsline, am folosit eu, și am pus o picătură, două de ulei de cuișoare, clov, cum se mai numește, deci așa, și l-am dat pe gingie, exact pe Ah, gingie. ok, deci l-ai, da. L-am masat pe gingie și eu câteva minute a trecut durerea. Deci chiar a funcționat, mai ales Dar la. noi adulții putem să punem direct, că eu aș pune direct așa, pur cuișoare. Da, Merge. dar să știi că tot așa e fierbinte. Eu l-am folosit, într-adevăr, deci se anesteziază gura. Deci dacă ai dureri de măsele și sau chiar trebuie să mergi la stomatolog că ai o problemă, puteți să-l folosiți că se anesteziază efectiv gura. Vorba soțului meu, deci nu mai simți. Nu mai simți. E foarte puternic. Eu l-am folosit și pe gingie, îl folosesc tot timpul. Adică n-am nicio problemă. Pentru că am fost descoperită la un moment dat la un control medical cu un început de parodontoză. Și chiar se punea problema că dacă nu-și revine, că să nu fac implantul. Eu nu am vrut să ajung la asta. Și am folosit uleiul de cuișoare, am folosit scorțișoară, și onguard, știi tu, uleiul nostru. Și după 2 săptămâni, când m-am dus și mi-au curățat dinții și așa, au zis, băi, dar ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Că arată foarte bine. Deci gingia își recăpătase acel roz sănătos. Deci foarte bun este. Deci vă spun că mi-a spus doctora, te rog să-mi aduci și mie din uleiul la care te-ai dat tu, că vreau să-l probez eu. Și i-am dus, într-adevăr. Deci, minun face. Puteți să-l încercați. Vă spun doar ce am testat eu, dar nasul înfundat. Se întâmplă și am primit și multe întrebări pe grupuri și așa, de ce facem când avem nasul fundat, când copilul are nasul fundat. Putem să difuzăm mente, eucalipt, ranvisara, lămâie. E foarte bine face la să-ți desfunzi aer, este un blend care e gata preparat. Îl Deci puneți. AIR, da? AIR. Da, aerul. Așa. Puneți în palmă, inspirați, deci pentru aripile astea ale nasului, așa masat, mentă, pe aici, îmi pun eu, de exemplu, când am nasul înfundat. Deci, cred că am și uitat când am avut ultima răceală, credeți-mă. Deci, eu, când am fost răcită cu adevărat. Pentru că când le folosești așa, previi. Deci nu trebuie să ajungi. Dar dacă ajungi în situația în care ai problema, puteți să folosiți această combinație sau doar unul dintre ele. Deci nici nu ai nevoie să le folosești pe toate patru. Unul dintre ele puneți în difuzor. Și eu am terminat. Îmi cer scuze pentru problema tehnică de la început. Da. Ok, Irina, poți să închizi tu pagina? Vreau să sunt câteva întrebări în comentarii, dar vreau să te mai întreb eu. Vreau să vă zic eu ceva. Deci, ce am aflat de curând, deci folosesc uleiurile esențiale de vreo, nu știu, de atâția ani, 14 ani, și de-abia am aflat că odată la 2 săptămâni este important să ștergeți difuzorul cu o cărpuliță, ceva, ca să. Pentru că uleiul ăla se tot strânge, care rămâne acolo, se negrește, se face urât, se maronește. Și mie chiar câteodată nu făcea plăcere când vedeam uleiul acolo. Și acum pare totul curat, e frumos. Deci, o dată la 2 săptămâni, ștergeți difuzorul și faceți-l, da, lună și apoi începeți să puneți din nou ulei esențial. Ce vă mai recomand eu? Mi-e tare greu să mă abțin la asta. Nu desfaceți toate uleiurile esențiale, da? Deci nu le desfaceți pe toate, pentru că dacă le desfacem, începem să-l folosim și avem 100 de sticle desfăcute, începe să se oxideze. Deci e bine să nu le avem chiar pe toate desfăcute. Eu cam asta fac și tot soțul meu îmi zice tot timpul, le-ai desfăcut pe toate. Și așa fac. Deci dacă puteți să le păstrați și închise și să folosiți așa, ați desfăcut ceva, să-l folosiți și apoi celălalt, nu zic toate, dar cât mai puțin deschise, mai ales dacă le țineți pentru o perioadă mai mare de timp. Irina, care e uleiul care n-ar trebui să lipsească din casă? Un singur ulei. Deci aș putea să zic
tămâia, că este ulei bun la toate, deci dacă nu știi ce să folosești, folosești tămâie, da? Este regele uleiurilor. Regele, deci, de ce? Pentru că are multe, multe beneficii și este conexiunea cu Tatăl, cu Tatăl Divin, cu Tatăl fizic, dar și cu Cel Divin. Da, deci adică îl văd cam în toate remediile în general tămâia. Da, eu da. Tămâia am cam văzut-o peste tot și eu sunt în perioada asta cu tămâia și nu plec nicăieri fără să-mi iau sticluța cu mine și când stau în mașină dacă nu conduc și când conduc stau și îl miros, deci îmi place foarte mult să-l miros, să-l pun în difuzor. Așa, Irina, ce vreau să te mai întreb? Deci putem să folosim uleiul esențial și la copii de la 6 luni, de la ce vârstă? Din prima lună. Deci eu am folosit uleiurile esențiale din spital cu cel mic. Eu l-am născut pe al doilea copil prematur, da? Și am stat 5 săptămâni în spital și datorită faptului că na, aveam trauma asta că copilul e separat de mine și așa mai departe, eu mă dădeam cu ulei, bineînțeles, făceam și îl dădeam și pe el pe telefon. Deci l-am folosit din prima. N-am avut nicio problemă. Și, da, într-adevăr, asistentele îmi spunea, dacă la început plângea foarte des copilul, pentru că na, era separat de mine, el stătea într-o altă încăpere, și mă întreba, ați fumat în sarcină? De ce este așa de agitat? Și așa mai departe. Bine, ele aveau alte explicații. După aceea spunea, băi, ce s-a liniștit, ce bine este și așa. Dar eu îl uleiam pe tălpi, da. L-am dat cu balance, puteți, deci, l-ai scos din burtă să-l dai cu balance, de exemplu. Deci, bineînțeles, din luat. Balance este un blend. Ce vă recomand este, deci dacă m-a întrebat cineva care este diluția. În 10 ml de ulei de cocos, diluția este așa. Până într-un an o picătură, 2 ani două picături, adică asta este standardul. Eu, la 10 ml, da. Da, la 10 fiecare ml. Folosește cum vrea. Da, eu folosesc, de exemplu, eu n-am nicio problemă, dar recomandat este o picătură la cei noi născuți până într-un an și doza crește până la... Și la adult, de exemplu, câte picături eu ca adult ar trebui să pun în 10 ml de ulei de cocos? Recomandat 10. Eu ce fac este că pun mai mult de jumate ulei esențial, că mie îmi place puternic. Uite, sunt persoane, de exemplu, și mi-am dat seama, tot în ultima uleială, mi-am dat seama că persoanele care sunt foarte încărcate din punct de vedere emoțional, nu prea suportă uleiurile puternice. Deci persoanele care au traume, care, nu știu, sunt intoxicate, de poate mănâncă nesănătos, poate că au o viață încărcată cu tot felul de probleme, nu suportă. Foarte. Deci am avut o doamnă care, în momentul în care am pus o picătură, a zis, dar ce puternic este, deci nu l-a suportat. După aia am început să discutăm și avea foarte, foarte multe probleme, foarte multe probleme. Deci da, tu poți să suporți și o sticlă pe tine, pentru că tu ai corpul curat, dar în general se recomandă așa, treptat și în funcție de cum îți simți corpul că îți acceptă, tu poți să mărești doza. De exemplu, sunt persoane care, cu copilul meu, da? Deci cu cel mare, eu fac niște bombe, când îl e răcit, eu bombe fac, adică pun multe. Dar și sunt persoane care spun, am pus 3 picături și nu știu ce m-a luat amețeala. Deci, da. Da, deci nu. Recomandat 10, maxim. Recomandat. Mm-hmm. Am zis că o să vă arăt poza aia, da? Deci nu vreau să uit și o să sper să mă descurc să vă arăt poza asta. Ia asta să vedem dacă apar. Ah, da, deci uite că am... nimerit. Cred că a avut-o și Irina poza, da? Da? Nu știu dacă nu pot, că nu pot să o măresc, dar vreau să vă uitați undeva. Deci cancerul pornește la 42 de herți. Deci corpul uman cam pe la 75 de herți ajunge, da? Deci aici scrie între 62 și 68 de herți. Simptomele de răceală pe la 58 de herți în momentul în care ne scade, da, ne scade vibrația, gripă, candida la 55 de herți, dar vreau să vă uitați la ceva. Deci, mâncare procesată sau la conservă 0 herți. Ăsta e motivul principal pentru care vă zic crud, viu, neprocesat.
Sunt într-un grup în care făcuseră, nu știu, cineva făcuse o ciorbă de cireșe. Ciorbă de cireșe, erau cireșe fierte, combinate cu nu știu ce smântână vegană, era ceva vegan, da? Toate combinațiile. Vreau să vă mai reamintesc ceva. Deci Dumnezeu a creat mâncarea perfectă. Noi trebuie să o mâncăm așa cum a creat-o El, fără să o modificăm în niciun fel și chip cum vrem noi să o modificăm. Și cât mai simplu. De ce n-aș mânca o mână de cireșe așa și ar trebui să le fierb, să fac ciorbă, să pun de toate acolo pe bune? Da? Deci, mâncare procesată, ce înseamnă mâncare procesată? Cartofi prăjiți, pizza, pâine, grisine, tot ce vreți voi, zero. Zero. Deci dacă nu e viața acolo și e într-un pachet și băgat la cuptor făcut de om, zero herți. Ce înseamnă? În momentul în care introduci mâncarea în corpul tău, o să-ți scadă vibrația, nu o să-ți crească, că nu are de unde, da? Produse proaspete, de la 15 megahertz în sus. Ierburi uscate, vreau să vă uitați și aici, ierburi uscate de la 12 până la 22, deci uscate, dacă sunt proaspete, de la 20 la 27, mult mai mult, da? Uleiurile esențiale de la 50 la 320, da? Da. Deci mâncarea procesată conservă tot ce cumpărați la borcane, zero. O să vă scadă frecvența și nu putem să vorbim despre sănătate fără să vorbim despre frecvență. Corect. Asta vroiam ca să nu uit să vă zic. Da, într-adevăr, așa este. Și așa este. Mai sunt situații în care pur și simplu spui, n-am energie, mă simt foarte obosită. În momentul ăla când simți asta, oprește-te și puneți întrebarea de ce? De ce mă Da, simt ce ai așa? mâncat? Cât la sută din ce ai mâncat astăzi a fost Da. crud? Și a avut herți, da? Și a avut frecvență și vibrații? Cât la sută? Marea majoritate sunt cam 90% gătit, 10% crud. Marea majoritate. Alții nu mănâncă deloc crud. Irina, ce vreau să te mai întreb? Expiră uleiurile esențiale, că eu le desfac pe toate și soțul meu mă ceartă tot timpul. Pe toate le-ai desfăcut, pe toate, numai unul întreg. Mi-mi place să le miros, să le... Și am și câte două de același fel desfăcute. Da. Deci, conform legilor, da, știi că fiecare etichetă trebuie să conțină un termen de valabilitate. Eu v-am spus în prezentare și repet asta, s-au descoperit uleiurile esențiale în piramide care erau potente. Deci, dați-vă, deci un ulei natural, pur și așa, din punctul meu de vedere, nu expiră. Deci, eu am uleiuri pe Expiră, care dar își păstrează își proprietățile, păstrează numai dacă e proprietățile. închis și dacă nu l-am deschis, dacă nu le-am deschis pe toate, să le ținem acolo, da? Da, exact. Deci, Ok. într-adevăr, în momentul în care l-ai deschis și l-ai închis, se evaporă. Poate să se evapore din acest motiv, pentru că na, e volatil. Dar în rest, nu are alte probleme. Am primit aici niște întrebări. Cum faci blendul pentru paratontoză și o apă de gură cu uleiul esențială? Deci aș recomanda o apă de gură cu uleiul esențială pe același principiu cu bicarbonat de sodiu, să puneți Deci punem apă, apă, bicarbonat de da, sodiu. în bicarbonat de Stați sodiu. un pic. Deci, pună bicarbonatul de sodiu într-un păhărel în care torn uleiuri esențiale, cel mai Da, bine, da? Și am da. pus prima dată uleiul esențial în bicarbonat de sodiu ca să se amestece, da? Și Da. apoi îl pun în apă. Exact. Și după aia faci cu apel de apă de gură și îți... Mă clătesc și mă clătesc după ce mă spăl pe dinți. Exact. După ce te speli pe dinți. Ce aș recomanda eu, am zis, ulei de cuișoare, de unguardu, ce-am mai folosit eu, scorțișoara, este foarte bună, dar vedeți că este tot așa, este fierbinte. Eu Puternic. la suport, n-am nicio problemă, dar, na, fiecare cum suport acum, deci îl testați prima oară. Aș mai recomanda eu ceva pentru parodontoză. Deci avem două întrebări pentru parodontoză. Deci a zis cum face blendul. Motivul principal pentru care apare parodontoza, să știți că este zahărul. Eliminați zahărul procesat, cantitatea mare de fructe, dacă consumați multe fructe, cantitatea mare de fructe culese crude, că sunt extrem de acide pentru dinții noștri, și tot ce înseamnă carbohidrați din ăștia, paste, orez, pâine, pizza, cartofi, mămăligă, ăștia trebuie. Deci, principala problemă la parodontoză este zahărul, da? Deci avem nevoie să facem schimbări și pe partea asta a alimentației, da? Clar. Așa, Irina.
Mai erau și întrebări aici, cum se face, așa am zis, de bland, de osteoporoză și probleme cu articulațiile, uleiurile esențiale. Da, sunt uleiuri care sunt recomandate, cum ar fi Deep Blue, care este foarte bun pentru articulații, pentru dureri musculare. Ce aș mai recomanda? Aroma Touch, aș recomanda pentru articulații, dureri musculare. Menta și tămâia, deci eu întotdeauna folosesc. Adaptiv este foarte bun pentru dureri musculare și articulații. Deci, poate și Wintergreen. Da, Wintergreen. Wintergreen, din păcate, pentru din păcate nu mai e comun. Nu se mai găsește? Nu. Îmi pare tare rău. Da, cam asta ar fi. Există. Uite, și o cremă pe care... Uleiuri pentru tiroida autoimună. O știu pe Oana, mănâncă sănătos, Oana. Deci doar pe partea de uleiuri, dacă poți să ajut tu. Știu că tămâia e acolo. Deci copilul meu la un an m-a spus că a avut probleme de sănătate. A fost diagnosticat cu probleme cu tiroida. TSH era mărit. Ce am făcut eu? Eu am folosit foarte mult ulei de busuioc. Este foarte bun, dat pe tiroidă. Deci făcut blend cu ulei de busuioc și dat pe tiroidă. Și acum e și cauza emoțională, pentru că toate merg cumva împreună. Cauza emoțională, de ce s-a ajuns la problema cu tiroidă. În general, dacă vorbim așa și din punct de vedere al noi medicine germanice și alimentația, totul e bine, e acolo ceva care, o bucătură pe care tu nu ai, sau e ceva ce ți-a scăpat printre degete. Adică acceptarea situațiilor așa cum sunt. De foarte multe ori noi trăim în trecut și ne gândim, uite, dacă făceam asta, puteam să am asta, sau rămâi blocat în trecut. Deci în momentul în care vrei să te vindești de o boală, mergi pe toate planurile, adică trup, minte și suflet. Oana merge. Uh-huh. Da. Și în momentul în care tu te hrănești sănătos, faci tot ce ține și totuși problema persistă, înseamnă că e o problemă acolo la nivel emoțional, care încă nu s-a rezolvat și acceptă. Deci, cred că... Știi ce zic eu, Irina, tot timpul? Oamenii cu adevărat fericiți sunt oamenii care acceptă realitatea așa cum este ea. Ce înseamnă asta? E atât de simplu. Deci, eu când am aflat asta, am citit într-o carte, deci mie mi s-a schimbat întreaga viață în urmă cu vreo 2-3 ani. Deci gândiți-vă că am avut mâna ruptă, m-am dus în vacanță, mă întorceam acasă, aveam planuri, o lună și ceva, ce o să fac, și am căzut și mi-am rupt mâna și am suferit vreo o lună și ceva, da? Și s-au dat peste cap toate planurile mele. În același timp, cineva foarte apropiat mie, la fel, tot în mână așa, rupt-o, cu umăr, în fine. Și persoana respectivă s-a plâns atât de mult și făcea tot felul de planuri, dacă nu s-ar fi întâmplat, dar cine a pus-o să se ducă acolo, dar nu știu ce, dar și a suferit și plângea continuu. Eu m-am gândit așa, mi-am rupt mâna, ok, n-am vrut să rup mâna, aș fi dat orice să nu-mi rup mâna, dar mi-am rupt-o, asta e realitatea. Pot să schimb cu ceva? Deci întotdeauna mă gândesc, pot să schimb cu ceva situația actuală? E în controlul meu, nu e, mi-am rupt-o, nu mai pot să mai fac nimic decât să aștept să se vindece. Asta înseamnă o lună și un pic, depinde, da? Accept situația, nu mai gândesc cum, deci dacă aș fi făcut diferit, cine m-a pus pe mine să mă încalț cu încălțămintea, de ce, da? Deci nu există așa ceva. Deci oamenii fericiți sunt cei care acceptă realitatea așa cum este, atunci când nu o pot schimba. Ceilalți care nu acceptă realitatea așa cum este ea, suferă. Corect, așa este. Acum, dacă ne primim viața așa și din punct de vedere al legilor universale, există bine, există și lucruri rele, da? În momentul în care ai acceptat partea negativă, vine și partea pozitivă. Pentru că, din punctul meu de vedere și ceea ce am înțeles eu cel puțin în ultima perioadă, este că nu există doar pozitiv. Ați văzut. Știți câte beneficii am avut eu cu mâna ruptă? Deși am suferit și nu știu ce. Păi mi-au făcut de toate, mi-au spălat, m-au îmbrăcat, m-au... Nu făceam nimic, oriunde mă duceam, nu stăteam. Știți câte beneficii care atunci când mi-am rupt-o nu le-am văzut, dar după aceea, deci atât de multe beneficii. Tu stai acolo că tu oricum nu poți să faci, da?
Deci Ai există avut și nevoie de o pauză. Probabil că corpul există și tău și așa ți-a motivul. zis, Atena, gata, fă o pauză, că ai nevoie de o pauză. Da, într-adevăr. Deci când se vine o lucru de asta, de genul ăsta, trebuie să vezi și partea pozitivă, pentru că întotdeauna există și o parte pozitivă și o parte negativă. Și Da. de cele mai multe ori toată lumea spune să vezi doar partea pozitivă. Eu vă recomand să le vedeți pe ambele, da? Și că nu există doar roz bombon de mentoson, cum îmi place mie să spun. Deci nu e doar roz bombon de mentoson. Și o schimbare. De cele mai multe ori o persoană zice, vreau să fac o schimbare, dar când se confruntă cu durerea schimbării, pentru că există, chiar și în alimentație, Atena, un om care schimbă alimentația, trece prin niște schimbări Suferă. fizice și suferă, corect. Și la prima suferință cedează, pentru că, de fapt, noi ne imaginăm că dacă ne-am schimbat alimentația, o să fim cei mai înfloritori și Deci, din în momentul în care fac o schimbare, trebuie să fiu dispus să trec printr-o perioadă de disconfort. O să fie, nu o să fie la fel de confortabil. Deci, o perioadă până va deveni confortabil. Am nevoie să plătesc prețul ăsta, da? Corect. Și foarte mulți oameni văd că atunci când probează prima dată sucul de iarbă de grâu, dacă beau puțin mai mult și s-a făcut greață, nu mai pun gura niciodată pe el, pentru că ei cred că o să le fie tot timpul rău. Nu e așa, să știți. Da? Da, se schimbă. Deci, uite, Oana zice așa, cu ajutorul alimentației, deci o cunosc pe Oana și știu cât de multe a făcut. Cu ajutorul alimentației s-a reglat TSH-ul, FT3-ul, FT4. Aș vrea să mă sfătuiți cum pot scădea anticorpii cu ajutorul uleiurilor. Deci, dar nu e nevoie să cadă sămânia anticorpii. e foarte bună. Ce anume, ce alt ulei mă mai ajută pentru tiroidă? Deci tămâia pot să o dau direct pe tiroidă, da? Cu alt ulei. Da? Uleiul de busuioc, că am spus eu. Dar nu ai busuioc, nevoie să tămâie. Scazi anticorpii. De ce trebuie să-i scazi? De ce Pentru trebuie să scădem anticorpii? Încă ceva. Deci dacă pentru fie că TSH... Scuze. da, pentru că de fapt în momentul în care se îmbolnăvește tiroida, cumva corpul atacă tiroida, știi? Asta e. Dar nu pentru că e nebun corpul, ci pentru că noi am făcut foarte mult rău și sistemul imunitar e amețit și nu mai știe ce e bine, ce e rău și cam ăsta e motivul pentru care se întâmplă bolile astea autoimune. Mai e vreun lei care poate ajuta tiroida? În afară de... Sunt mai multe uleiuri care pot Cred ajuta că și tiroida. lavanda, dacă nu mă înșel. Da, sunt mai multe uleiuri. Eu o să las în comentarii pentru că sunt și niște Da. linii Deci, pe Oana, care o să ți răspundă. Știu că sunt 5-6. Dar încă ceva. Deci eu, în momentul în care am descoperit că TSH-ul copilului meu e mărit, da? Am verificat TSH-ul vreo 3 luni, după care cred că 3 ani sau 4 ani nu am mai făcut nicio analiză de sânge. Eu ți-aș recomanda să faci o pauză. Adică ai schimbat alimentația și tot și dacă te simți bine, folosești uleiurile esențiale, folosești tot ceea ce consider că te ajută pe tine, faci și meditație și tot, fă o pauză de a-ți mai controla o perioadă TSH-ul. Pentru că corpul la un moment dat se va regla singur. El acum, da, ok, au scăzut valorile și anticorpii au rămas la fel. Dar dacă îi dai timp corpului să se vindece, el se va vindeca. Știi cum este chestia asta? Îți dau un exemplu. E ca și cum ai pune o sămânță în pământ și după 5 minute te duci să vezi dacă a înflorit. Lasă-o să crească. Din punctul meu de vedere, cam așa funcționează. Da, și eu la fel, și eu la fel zic. Adică la mine a funcționat. Bun. Da, deci, Daniela, pentru dureri de spate. Pentru dureri de spate și alimentația alcalină în primul rând, da? Crudă, verde, cu suc verde și apoi Irina. Aciditatea doare în corp, da? Da. Irina. Deep Blue. Deci, eu l-am convins pe soțul meu să folosească uleiurile esențiale pentru că avea o durere foarte mare, cervicale și așa, nu îi dădea de cap. Și Deep Blue l-a ajutat foarte mult. De atunci nu mai are dureri, deci vă recomand uleiul Deep Blue. Există și crema. E un blend, de fapt, nu este un ulei, este un blend, deci, practic, sunt mai multe ulei. E un ulei albastru, așa și cu mușețel. Da, și... da, e foarte, foarte eu bun. Eu aș prefera uleiul, adică să luați ulei de cocos și să folosiți uleiul pur. Eu folosesc uleiul pur. Acceptăm, uite, îmi place, acceptăm întunericul ca să vedem lumina. Păi, practic, ce este întunericul? Este lipsa luminii.
Da. Bun. Stai un pic că ți le zic eu. Uite, Simona întreabă așa, ce variantă de scorțișoară recomandați? Uleiul de la doTERRA, îl recomand. Eu pe ăla l-am folosit. Există varianta de 5 ml, atât, parcă. Nu Da, l-am 5 gândit. mililitri se numește Cinnamon sau Cinnamon, cinnamon. Cinnamon, da. Deci putem, ce putem să facem cu ulei de scorțișoară? Uleiul de scorțișoară e foarte bun pentru Inhibă și senzația de foame și de da, dulce și de... este foarte bun în limonade, pentru pofte de dulce, deci eu îl pun în limonade, reglează zahărul din sânge și așa, Da. da. Lasă glicemia, da. Da, de asta e și foarte bun pentru parodontoză, cred că, pentru că, exact cum îmi spui tu, bacteriile se hrănesc cu dulce câteodată, deci nu câteodată, că mai tot timpul. Deci are multe beneficii. Are bună Ok, multe. deci putem să-l punem în difuzor, pot să-l pun în apă limonadă sau pot să fac, deci pot să fac masaj vreodată, deci eu mi-am pus Da, ulei da, de da, piele și m-am da. înroșit toată, după aceea trece, dar m-am făcut Poți să toată. faci diluat dacă ți este teamă că te Cel mai roșești. bine diluat, dar pe mine mă ustură când dau pe piele uleiul Și de... diluată ustura? Și diluat, da. Adică mă înroșesc și apoi o să treacă, dar da, mă înroșesc, da. Ok, deci și Simona îl găsești la doTERRA. Uite, ne întreabă Cornelia, pentru tinus, țiuit în ureche, ce recomand? Știi cumva vreun ulei care poate să ajute la țiuit în ureche? Aici aș povesti mult și bine. Deci, eu, în momentul în care persoanele au probleme de genul ăsta cu care nu sunt clare, deci, da, eu aș schimba tot, și alimentație, și uleiul esențial le-aș introduce ca și rutină în viața mea. Pentru că țiuit în ureche pot avea foarte multe cauze, da? Deci efectul la multe cauze. Și atunci poate fi și o perioadă stresantă, pentru că eu am avut o perioadă în care aveam țiuit în ureche. Deci era o perioadă în care nu mă odihneam bine, eram foarte stresată, nimic nu mergea bine și aveam acel țiuit. În momentul în care m-am liniștit și viața mea m-am relaxat, n-am mai avut această problemă. Deci aș recomanda relaxare. Și pentru relaxare sunt multe uleiuri. Lavandă, Belen, Serenity, Vetiver, Adaptiv, sunt multe, multe. Felicia spune că a făcut, că ne mulțumește pentru acest live, că a făcut masaj cu uleiuri esențiale, iar acum meditează la motivație. Într-o seară a făcut o salată, în fine, cu de toate și că nu i-a căzut bine. Și e sigură că nu e de la salată, depinde. Cum să folosească iarba grasă? Întreabă Felicia. Felicia, poți să o pui în salată. Deci iarba grasă se găsește acum peste tot. Unii o consideră o buriană, pentru mine e un super medicament. Eu, în general, o pun în sucul verde, dar nu fac suc doar de iarbă grasă, pentru că e foarte gelatinos. Deci sucul care iese e gelatinos. Și o pun acolo și castraveți, și țelinapio, și iarbă grasă, și puțină lămâie. Și alte frunze de pătrunjel și mi-e așa un suc care nu e atât de gros, da? E, din cauza că pun castraveți, e mult mai zemos sucul ăla. Eu beau un suc, dar poți să o pui și în salată sau poți să o mănânci așa pur și simplu, e acrișoară. Deci poate fi mâncată și ca atare, Felicia. Are omega-3 și omega-6 minunați pentru creier, deci ne hrănește creier. Hai să mai spun o chestie. Apropo, când vă simțiți rău, în momentul în care folosiți anumite uleiuri, pot fi și stări de detox. Adică, efectiv, e un proces care nu este neapărat rău. Deci nu Nu întotdeauna. este rău, deci nu este rău, e la fel, ar trebui să îl acceptăm și eu le spun întotdeauna oamenilor, trebuie să plătim un preț pentru răul pe care l-am făcut corpului nostru și asta e motivul pentru care nu ne simțim bine atunci când începem un stil de viață sănătos, când începem un detox, marea majoritate atunci când intră cu mine în detox le e rău, unii vomită, unii nu mai poți mai mânce nimic, corpul ne parchează, da? Nu mai vrea să mai faci nimic. Nu mai vrea să te mai duci pe câmpii, vrea să stai acasă și să consume el energie pentru vindecare, da? Deci e ok când ne simțim așa, nu trebuie să ne speriem. El știe ce face. Hai să vedem dacă ar mai fi ceva întrebări.
Întreb deoarece uneori casia e considerată tot Da, scorțișorul. este într-adevăr, dar eu prefer ce v-am spus mai devreme, cel de 5 ml. Cinnamon, Da, cinnamon. cinnamon. Da, și casia e bun, nu pot să zic, adică are și el foarte multe proprietăți și recomandat. Chiar mă uitam acum că băsa de sinfonie la sfârșit, cu ce putem să înlocuim urechi de scorțișoară, adică cinnamonul, și mi se pare că este casia. Imediat vă zic. Da, deci casia poate fi locuit cu cinnamon. Cu cinnamon. Da, deci un blender unde dacă nu-l aveți pe unul, îl aveți pe celălalt, este regulă. Deci în Sinfonii, dacă vă interesează, puteți să-l găsiți pe domnedostre.ro. E carte cu Sinfonii și sunt foarte, foarte multe blenduri pentru foarte Ok, multe. deci poți să cumpere cartea ca să-și facă ei blendurile. Da. În general, să facă sinfonii, ceea ce faci tu. Ah, Adică, eu le fac așa. da. La mine e totul, eu nu respect rețete. Nu respect rețete, Nu, eu le corect. iau pe care îmi plac Măi, mie. sincer, sincer, nici eu. Acum, după ceva timp, după ce l-am tot folosit, eu nu mai respect rețetele. Dar persoanele care sunt la început și care vor, într-adevăr, să fie ghidate și așa, le recomand să, na, Și să. sunt persoane, Irina, care au nevoie de rețete. Deci mie îmi zic, Atena, spune-mi câte grame de plante pun în ceai. Deci exact, da? Deci sunt Da. persoane și vă înțeleg. Eu sunt genul ăla care fac de la mine. Adică ce îmi vine mie, aia pun și aia... Fac ce simt. Da. Exact. Întotdeauna intuiția e la mine. Dar sunt persoane care chiar poate sunt la început și au nevoie de rețete Au nevoie strictă. de exact ce spui tu, au nevoie de ghidare și atunci poți să oferi și ghidarea asta, nu este nicio problemă, dar eu acum, exact cum spui și tu, merg pe intuiție și corpul meu simte ce are nevoie și dar ca să simtă corect, apropo, trebuie să-i facem o curățare. Pentru că în momentul în care simt nevoia de dulce, nu este că trebuie să-i dau dulce. E clar că e un dezechilibru acolo. Întâi trebuie să-l echilibrez. Da, zi-mi ulei de tea tree e un ulei care îmi place mie foarte mult, arbore de ceai. Așa. Folosești? Da. Alborile de ceai cred că e minunat pentru piele, pentru unghii, pentru păr. Eu l-am folosit imediat după naștere că cădea părul cu pumnul și dacă vedeți, am o podoabă capilară foarte bogată și multe fire. Eu îl puneam direct în șampon. Deci puneam efectiv arbore de Un ulei de șampon arbore. natural și Da. te spălai cu el pe cap. Da. Mă Tea spălam tree. pe cap. Efectiv, îl puneam în șamponul, în balsamul pe care îl folosești sau ce folosești tu, dacă pentru păr, și pur și simplu poți să-ți faci și masaj cu el pe la rădăcină. Ce mai facem noi, uite, și ce le recomand eu celor care sunt cu mine în program, eu le recomand așa, după ce își fac baie, să stea un pic, să se usuce 10-15 minute și apoi să iau un ulei. Mie îmi place ăla, acum, de exemplu, îmi plac astea două, de migdale și de cocos. Să luați ulei de migdale sau de cocos, să vă dați pe corp și să vă puneți uleiuri esențiale. Nu vă mai dați cu toate prostiile, la toate cremele care le luați din comerț, sunt pline de chimicale. E ca și cum le-ați mânca în momentul în care le puneți pe piele. Dați-vă cu uleiuri esențiale, cu lavandă, cu tămâie, cu portocală, cu ce vreți voi. Deci dacă vreți să aveți grijă de voi, puteți să aveți grijă de voi în felul ăsta, nu? Ce-i mai minunat după duș, să stau un pic să mă usuc și apoi să mă dau cu un ulei esențial, să miros Dar tot. sunt atâtea uleiuri care miros atât de frumos cum ar fi, nu neapărat trandafirul, care este, na, cum E ai spus, scump. Nu scump. oricine își permite Da. trandafirul. Hai să Dar zic este trandafir. ulei de iasomie, de ma Care și le pot permite oricine. Deci, oricine, da, exact. portocala, poate oricine. Lămâia, poate oricine. Neroli, deci, da, neroli. Neroli, da, neroli știu că e pentru uleiul, pentru pereche, Cuplului. da? Cuplului, evident. Vreau să-i mai răspund eu Ancăi. Deci Anca spune așa, știu că tu i-ai răspuns pentru uleiuri, dar aș vrea eu puțin pe partea de hrană. Anca spune așa, pentru fracturi, osteoporoză și probleme cu articulațiile. Deci, Irina ți-a răspuns, dar eu aș vrea așa, să zic,
Ai nevoie neapărat de o alimentație alcalină. Tot ce este acid, ce e gătit, ce e zahăr, produse de origine animală, astea sunt foarte acide. Ce fac? Astea ne erodează oasele, ne erodează articulațiile, le mănâncă, pur și simplu le mănâncă, da? Subțiază oasele, dinții. Și ai nevoie, în niciun caz lapte să existe în alimentația ta, încă ai nevoie să treci pe verde, pe alcalin, cât mai mult crud, da? Și te-ar ajuta foarte mult pentru osteoporoză, ridicarea de greutăți. Deci să ridici, să faci exerciții fizice cu greutăți ca să se întărească oasele. Da? Și în mare parte articulațiile în mare parte se pot regenera. Există acum tot felul de metode. Preferata mea este cea cu asta cu celule stem, da? Introduc celule stem acolo și celule stem se transformă în țesut și îți regenerează. Sper că a apărut și România, în majoritatea țărilor se face asta, implant cu celule stem. Hai să vedem dacă mai sunt comentarii. Mari spune că vrea și ajutorul dumneavoastră. Ce vreau să vă zic? Uite, imediat mai vorbim. Cine are nevoie de îndrumare, ghidare pe partea de uleiuri, vă rog să-i scrieți Irinei. Ea este expertă aici. Deci scrieți Irinei Migali în privat. Dacă nu o găsiți, scrieți-mi mie și vă pun eu în legătură cu ea și ea vă poate ajuta tot ce înseamnă ghidare pe partea de uleiuri esențiale, da? Ne întreabă Simona, ce uleiuri sunt interzise pe piele vara? Știu că la soare sunt anumite uleiuri. Da, citricele în general ar trebui evitate. Adică lămâie, Da, portocală. deci înainte de cu precauție. Expunerea la soare. Exact. Da, deci citricele le-aș evita pe piele, deci vara. Așa. Dacă ai locuri unde nu sunt expuse la soare, poți să-l folosești, n-ai nicio problemă, dar nu, de exemplu, dacă mergi la plajă sau dacă ești... vara aș folosi și eu folosesc foarte mult exact ce ai spus tu, tămâia, folosesc uleiurile, blendurile, da, gata făcute, cum ar fi cele florale și mie îmi plac foarte mult, magnolie, iasmin, deci eu le ador, lavandă, miros frumos, deci sunt parfumuri, exact, îți miroase pielea frumos, pentru că până la urmă parfumurile cumva, din flori, nu? Sunt create laborator, dar sunt tot la baza florilor, mirosul de flori. Și atunci puteți să alegeți unul dintre mirosurile care vă plac. Și eu recomand cele florale și mai puțin citricele, în momentul în care ieși afară. La Sunt soare. la soare. Ce mă întreabă Ioan Neti, ce recomandați pentru tromboflebită? Sunt cheaguri care apar. Tu gândește-te la uleiuri, eu o să recomand și pe partea de alimentație. Ce subțiază sângele? Sucul verde. Sucul verde este cel care subțiază sângele. Asta ți-aș recomanda, Ioan, în fiecare zi să ai minim 500 de mililitri de suc verde în alimentația ta. Bănuiesc că știu care e motivul pentru care a apărut tromboflebita asta. Mă gândesc la ce s-a întâmplat în urmă cu vreo 2 ani și ceva. Nu știu dacă ai făcut, știi tu ce. Dar te-ar ajuta foarte mult sucul. Sucul verde. Suc verde, da? Clorofilă. Știi ceva ce ulei l-ar ajuta? Tămâia eu i-aș recomanda. Da, deci thyme este foarte bun, Time? da, melisa sau arborevitae este foarte bun, turmericul este chiar extraordinar și pentru persoanele care au probleme și au bolnave de cancer, să știți că e recomandat ulei de turmeric, Omoară pacioli, celule canceroase, turmericul, da. da. Peppermint, bergamot, deci puteți să faceți și uite, am văzut așa un care subțiază sângele, era iar o pom și sunt multe. Ar trebui să discutăm în privat dacă vrei să mai multe detalii, pentru că sunt multe, mai ales pe partea asta de subțierea sângelui, a trebuit tot așa, exact cum a spus Atena, pe toate planurile să lucrez, dar și pe cel emoțional, pentru că în momentul în care
apar aceste probleme cu sângele, este de fapt nici multe blocaje în viața ta pe care nu vrei să le dai drumul. Adică... Pot să fie... Da, s-au făcut niște injecții în urmă cu 2 ani și ceva. Foarte mulți oameni au pățit de la injecțiile alea, știi tu. Nu vreau să le zic pe nume, că ne blochează Facebook-ul. Împățită. Împățită, ni se șterge live-ul. Ok, dacă vrei, uite, scrie în privat și te ajută Irina. Dar eu îți recomand sucul verde. Dorina spune, contra amețelilor, ce se poate folosi? Dorina, ce pot eu să spun este că aveam probleme mari de sănătate de la 15 ani. Amețel, abia stăteam în picioare, tot timpul amețeam, deci nu era zi să nu amețesc. După ce mi-am schimbat stilul de viață și am început să mănânc cât mai... am început asta pe la 30 și un pic, să știi că n-am început atunci. Dar amețelile au continuat timp de cel puțin 15 ani. După ce mi-am schimbat alimentația, hrana, stilul de viață, da? Când zic stil de viață, nu e vorba doar despre hrană, ci obiceiuri sănătoase am început să includ în rutina mea, au dispărut. Nu mai știu ce înseamnă amețeală de vreo, nu știu, 12-13 ani, deci nu mai știu ce înseamnă. Posibil să existe anumite uleiuri care să o ajute. În general, când sunt amețeli, sunt foarte multe carențe și ai spus bine. Deci carențe foarte mari de vitamine, deci corpul tău suferă după nutrienți naturali, deci nu e hrănit bine. Și asta pot să spun că am avut și o perioadă de genul ăsta și exact când alăptam, deci copilul avea aproape 2 ani, îi dădeam prin lapte tot ce avea nevoie, dar eu nu mă hrăneam foarte bine. Și atunci am avut niște carențe din punct de vedere al vitaminelor, am început să mă hrănesc bine, să mă vitaminizez și au dispărut amețelile. Ca și uleiuri, ți-aș recomanda tot cele emoționale, deci ți-aș recomanda blendurile emoționale, ți-aș recomanda Balance, care este un blend foarte bun, așa, de echilibru, ți-aș recomanda uleiurile de împământare, cum ar fi tămâia, vetiverul, care sunt uleiuri care ajută la împământare, să așa. Ce să zic? Rosmarinul este foarte bun, iar sunt mai multe uleiuri, mai multe pe care poți să le folosești. Și din chestii care să zic de început, da, tămâia cred că este cea mai recomandată. Da. Vreau să mă reîntorc un pic la frecvență, deci gândiți-vă, cu cât e frecvența mai mare, cu atât avem o sănătate mai bună. Deci scopul e, cu cât mai multă frecvență, cu atât mai bine. Asta înseamnă că cu cât mănânc mai mult crud, cu cât am mai multe obiceiuri care îmi ridică frecvența, adică împământarea, de exemplu, da? Poate să stau 15-20 de minute în natură, asta îmi ridică frecvența, da? Sunt atât de multe lucruri care ne pot ajuta să ne ridicăm frecvența. Deci frecvență mare înseamnă sănătate, sănătate mai bună. Sunt anumite, deci gândiți-vă că există unele frecvențe mai înalte care creează un mediu în care bolile, bacteriile, virus și ciupercile, cancerul nu pot trăi, da? Și frecvențele vin sub forma gândurilor, a emoțiilor, a mediului în care ne înconjurăm, a alimentelor, bineînțeles, care le consumăm, a sunetelor pe care le auzim, da? Și mirosurilor pe care le simțim, că și muzica e foarte importantă. Deci frecvența este foarte importantă. Înainte să mâncați ceva, când vă așezați la masă, uitați-vă în farfurie și ziceți, asta, puneți-vă întrebarea asta, asta are frecvență sau nu are frecvență? Dacă e o ciorbă gătită, nu are nicio frecvență. Dacă e o sarma, nu are nicio frecvență. Dacă e pâine cumpărată la magazin, nu are nicio frecvență. Biscuiți, sărățele, toate prostiile astea, conserve, zero frecvență, da? O să-mi ia, nu o să-mi dea. O să-mi ia, nu o să-mi dea. Ce are frecvență, îmi dă mie frecvența lui, da? Exact, așa este. Oh, da, deci Ioan spune că n-a făcut injecțiile miraculoase. Super, super, Ioan. Deci zice că nu le-a făcut. Bravo. Am făcut suc verde, dar nu chiar tot timpul am să reiau. Deci Ioan, în fiecare zi, suc verde, da? Vă dați seama că în momentul în care îți crește vibrația, se știe că se schimbă tot în jurul tău. Inclusiv, nu știu, partea financiară, să știți că este legată de vibrație. Cu cât vibrația este mai înaltă, cu atât lucrurile vin mai mult spre tine. Ai, deci, ești mai prosper. Cred că dacă... Un lucru care vă mai poate... Iartă-mă, Irina, iartă-mă. Mi-era teamă să nu uit. Un lucru care vă poate ajuta să vă ridicați vibrația este recunoștință.
Recunoștință, fiți recunoscători. Ce facem Apropo, noi? Ne uităm apropo. la ce nu avem. Noi ne uităm la ce nu avem. Uită-te la ce ai în viața ta, câte lucruri ai, da? În viața ta. Deci eu când mi-am rupt mâna, deci a fost prima dată în viața mea când mi-am rupt mâna și chiar râdeam, soțul meu râdea de mine că zice, ai grijă, că tot timpul după ce mi-am rupt mâna, ai grijă, ai grijă. Adică era foarte atent să nu prind piciorul, să nu... Și am zis, stai liniștit că sunt foarte atentă la membrele mele. Au râs toți atunci când au auzit. De ce? Pentru că sunt atât de recunoscătoare, mi-am dat seama câte lucruri am făcut eu cu mâna asta și niciodată nu m-am gândit câte sute de mii de lucruri am putut să fac cu mâna dreaptă și nu mai puteam să mai fac nimic. Și acum sunt atât de recunoscătoare pentru mână. N-am fost recunoscătoare pentru mâna dreaptă până nu am rupt-o și am văzut cum e fără ea, da? Deci fiți recunoscători dacă vreți să vă creșteți vibrația. Uitați-vă la ce aveți, nu la ce n-aveți. Mintea umană se duce tot timpul către ce îmi lipsește, ce n-am, da? Hai să vedem dacă mai sunt întrebări. Irina, mai vrei să mai zici ceva? Ne apropiem de final dacă nu mai sunt întrebări. Vrei să mai zici ceva, Irina? Vă zic să luați decizii înțelepte. Să vă dreptați către natură, pentru că acolo este secretul. Și dacă nu vreți să faceți pentru voi, faceți-o pentru cei din jur, pentru că voi sunteți un exemplu. Mi-am dat seama în momentul în care mi-am dat seama ce exemplu sunt eu pentru copilul meu, pentru al doilea copil, pentru că cu primul am pierdut startul. Când cel mic mănâncă germeni, blăstar, cel de 2 ani, clorela, ca pe bomboane, îl ia clorela și mănâncă. Și mi-am dat seama că eu sunt exemplu pentru el. Și ca el să fie sănătos, trebuie să fiu eu sănătoasă, în primul rând, fizic, emoțional, și să fiu un exemplu pentru copilul meu. Pentru că, practic, ei fac ceea ce facem noi, nu ceea ce le zicem noi. Și asta așa un mesaj și pentru mame. Dacă motorul care pe mine m-a ajutat și m-a a fost într-adevăr copilul meu, copiii mei, de fapt, au fost cei care au adus schimbare în viața mea. Și acum îmi doresc să devin și eu, să consum crud pentru mine și dacă voi reuși eu, vor reuși și ei. Cam asta este ce vreau să trebuie transmit. Uleiurile sunt minunate. Mie mi-au schimbat viața în momentul în care am început să le folosesc, pentru că m-au ajutat nu doar pe mine, au ajutat și familia mea, dar m-am conectat și cu oameni extraordinari și minunați care sunt pe aceeași frecvență cu mine, pentru că în momentul în care tu îți crești frecvența, nu mai poți să socializezi cu persoane care au frecvența joasă, că nu mai aveți ce să comunicați. Nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă. Și cumva atragi oameni care îți împărtășesc ideile și credințele și care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, care te ajută să crești și nu să descrești și care se bucură pentru orice realizare a ta. De prieteni de genul ăsta aveți nevoie, de oameni de genul ăsta în jurul vostru care să spună bravo, ai reușit, mă bucur pentru tine, mergi înainte. E asta. Asta este experiența mea pe care am împărtășit-o cu voi. Sunt din cea și aș putea vorba Atene, putem să vorbim mult și bine pe tema asta. Irina, știi ce mai fac eu? Deci, câteodată se întâmplă, nu știu, fetița mea să stea toată ziua afară, să n-apuc să-i pun niciun ulei esențial. Și ce fac eu? După ce adoarme, pentru că o deranjează zgomotul, o deranjează zgomotul la difuzor și după ce adoarme, intru în camera ei, pun câteva picături ori de lavandă, ori de tămâie și las până dimineață, opresc lumina, deci nu las nicio luminiță, nicio nu știu ce, și până dimineață o las în cameră cu și difuzează, da? Deci puteți să faceți și asta. Dacă n-apucați în timpul zilei, puteți să puneți și seara difuzor. Eu îl masez, deci eu l-am obișnuit pe Luca să se maseze singur, își face masaj singur pe cel mare, iar cel mic îl masez în fiecare seară, îi fac masaj, dar când îl schimb, efectiv îl masez și pun difuzorul. Deci ca să doarmă liniștit și așa. Și doarme cu difuzorul, da? Da, nicio problemă. Copilul meu n-a avut nos pierdute, așa, deci noi dormim toată noaptea. Deci noi dormim toată noaptea. Deci experiența care aveam cu cel mare, că mă trezea de 15.000 de ori pe noapte, vorba bine, știi? El doarme. Deci, da, eu îl masez și îi fac masaj sau la tălpițe, pun difuzorul, îi fac seara după ce adorme celui mare când are stări de-astea mai agitate, pentru că, da, sunt momente în care e și el mai agitat și atunci îi fac masaj seara. Îi fac simfonii, deci le fac simfonii și da. Celui mare și celui mic. I-am făcut, de exemplu, celui mic am făcut simfonii neurologice pentru că el fiind prematur a avut partea asta motorică mai
lentă decât un copil născut la termen și atunci am făcut simfonii neurologice, îl folosesc tot timpul și eu am încredere 100% în ele, adică... Eu cred că sunt niște instrumente foarte puternice în tratarea minții, a spiritului, da, a sufletului și a corpului fizic, deci pe toate palierele astea. Să știți că o să caut, țin minte că i-am luat directorul Institutului Hipocrates din Florida, i-am luat un interviu și 3-4 minute a vorbit despre uleiuri esențiale după ce încheiem acum. O să pun acel video, care eu le foloseam la început doar pentru, știi, Irina, ca să miros bine, dar după aceea mi-am dat seama cât de puternice sunt ele, da? O să pun acel interviu cu directorul institutului, e scurt, dar o să vă ajute. Irina, îți mulțumesc tare mult! Cu dragul, sper să fie ajutat, să ajute informațiile pe care le-am transmis comunității tale, pentru că știu că sunt oameni extraordinari, oameni care își doresc să schimbe viața, își doresc să îmbrățișeze natura așa cu tot ceea ce are ea de oferit. Și am dat tot ce... Și oricum, dacă aveți nevoie de alte informații, noi suntem, vă stăm la dispoziție. Scrieți Irinei în privat sau mie și vă pun eu în contact cu Irina, da? Mulțumesc, dragilor, să aveți o seară minunată! La revedere! La revedere! La revedere!